trecut, bună dimineața, la Moș ajung. Ia să vedem. Păi, Antoane, că nu merge live. Merge, mă, veri. Auto, sunt timp pe val. Ce are, mă, nici nu. Sunt timp pe val sau nu sunt timp pe val? Așa frumos, elegant, de vară. Trezire am zis. Băi, Antoane, că mai dorm puțin. Hai cu trezirea. Te salut virale, te salut frate. Hai cu trezirea. Ce înseamnă asta? Băi, Antoane, că mai dorm puțin. Nimic. Hai pe live. Hai pe live, frate. Cosmin Botezatu, te salut. Florin Turcu, te salut, salutare la infractori. Doarme toată lumea, frate. Doarme toată lumea. Băi, Antoane, că eu mai dorm o oră, că nu mă interesează trezirea. Lasă-o, dracu. Cât dur? Dor, dar cât dur? N-ai văzut? Eu m-am culcat pe la 4. Ce? Era 5 și m-am trezit la 8. A, nu, facem un live din ăla frumos. Facem un live frumos, frate. Dacă dau ochelare jos, s-a terminat. S-a terminat, pe bune, s-a terminat. Anton al nostru! Dă-l dracu de somn, ne vede. Păi da, dă-l dracu de somn, frate, cât dore. Băi, dor, dor, dar cât dor. Te mai trezești și tu, matinal, frumos, mai iei ziua altfel, înțelegi? Ai fost ocupat și tu ca noi. Nu, Cosmire, cu ce am fost ocupat? Am avut interzicții, cum zic ăștia mai nou. Am avut interzicții pe YouTube ăsta. Am avut și o interzicție, a scăzut interzicția. Nu interdicția, interzicția. Și am zis, dă mă frate să fie bine. Toată lumea doarme. Toată lumea doarme, nimeni nu mai activează. Nu mai Florin Turcu știe cât a băgat. Florine, ce-i la tine, frate? E luni sau e marți? Ești pe ăsta zi, pe odihneală sau nu ești pe odihneală? Bă, frate, am făcut live la 3 noapte, ești nebună seară. Te salut, Cosmin. Te salut. Azi e vineri la tine. Bravo, Florine. Azi e vineri la tine. Lasă mă, doarme lumea, facem și noi încet. Băi, sper că nu deranjăm pe nimeni. Facem și noi încet așa. Băi, Antoane, că s-a obosit. Mă place și vouă somnul cum îmi place și mie, dar ce să fac? A venit un nebun, frate. A venit un nebun de prieten azi dimineață la mine. Pe la 8 suna la sunerii, care e bună. Bă, zic sincer, s-a trezit toată casa. Eu am crezut că a venit aia. Zic, bă, poate a venit aia, că la mine nu prea sună suneria, că cine vine mă sună înainte la telefon, știi? Mă sună, îmi zice, băi, vin. Ăla într-adevăr m-a sunat, dar dacă n-am răspuns, el și-a permis să mai vină și acasă. Nenorocit de om. Nenorocit și ăla. I-am zis, băi, nu mai fă din ăstea când dorm eu. Să zici de șopâr la aia de abon. Da, frate, da, păi o să zic de la. Pe unde ai umblat, Antoane, că ai lipsit pe aici? Păi mi-a dat, frate, lumea din ăla, ce dracu, zic mereu pe live. Mi-a dat două strike-uri pe canal, am avut interdicții, pe bun. De la YouTube, nu de la altcineva. Și nu că am avut, încă le am pe bune. Am strike-urile respective, am folosit un nume. În fine, stau, zic mereu, am zis aseară, am dat drumul la două noaptea, s-a rezolvat problema. Sper să fii cu minți și tot așa. Păi nu mai, frate, nu mai, ai înțeles viral. Nu mai, că înseamnă că au drepturi de autor pe numele la alții. Ce vrei? Alo, alo, mi-a dispărut cheia. Da, Florine, băi, frate, scuză-mă, frate, am luat-o la toți ca să spun de ce. Spun sincer de ce. Nu-i vorba de tine, frate. Și lui Iancu trebuie să-i dau înapoi.
Și lui Iancu trebuie să-i dau florile înapoi. Am luat-o la toți pentru că s-a făcut o chestie aici și trebuia luată. Bă, bune, s-a făcut o chestie și nu mai avea încredere în cine și cum. Am văzut niște mesaje, FF, te salut, frate. Ce a zis? FF, ce a zis? Te ții numai de live-uri. Nu, frate, unde că am lipsit? Eu nu am apucat live-ul să văd, dar stai așa. Dar am văzut că ți-au șters ce... Da, frate, da, mi-au șters, mi-au dat strike-uri, le-a șters, în fine, mi-a blocat. Normal, normal, am avut 3 luni. Era pe 13, băi, nu știu ce am eu cu data asta de 13. Bine, sincer, nu mi-a purtat ghinion. Îți zic sincer că nu mi-a purtat. Dar pe 13 ianuarie trebuia să dau drumul la live. Dacă nu interveneam eu în forță, cum trebuie. Aveam din aia definitivă, sentință din aia. Ți arăt pe ăsta să moră dacă n-am avut. Ce vrei, asta e. Nu, frate, nu, nu-i vorba Florine, nu-i vorba. Eu le-am luat de la altceva a fost. Le-am luat la toată lumea pentru că altfel se supăra cineva că a fost o zi. A încercat cineva să facă ceva și în fine. Altul a încercat să dea bani și i-a retras înapoi. Bă, nu dați mă, fraților, care trebuie să dați bani să vi le trageți doar casa asta. Mă refer la ăia. Că e femeie, că e bărbat, stați mă cu minți, știi, că nu e vorba de asta. Și au încercat să facă anumite din alea, să obțin alte. Înțelegi, după aia am văzut pe acolo, scria, în fine. Nu-i vorba de tine, Florine, că tu ești băiat calificat. Dar mai sunt din ăștia care îi ciuribule. Înțelegi? Băi, cu ăla, facem povestea cu membru ăla, să mor eu. De capul lor să fie numai de stâns. Da, frate, sifonel din alea urâte, în fine, dă-i în pula. Fraier. Fraier, mă, să moară familia mea dacă nu-s fraier. Mulți, sunt fraier. Ce drag, nu m-am așteptat că-s chiar așa slugi. În fine, nu vorbim de aia, vorbim de ale noastre. Dă-i în pula. Ei mă așteaptă să fac greșeli, să mai dea o dată. Mai dă o dată, l-a închis, mă înțelegi? Am două. O dată și l-a închis. Bă, eu într-adevăr am pus suflet în asta, pe bune vorbesc. A, lăsăm aroganția, lăsăm mafiuțeala deoparte, n-am eu din alea, oricum n-am, dar lăsăm toate aroganțele deoparte. Eu am pus suflet, un an de zile am muncit, într-adevăr i-am prins cu ce i-am prins, m-am luat de ei și ei au dat din alea. Și nu-mi permit nici să închid canalul că să mor eu. Mi-a zis cineva, da, bă, dar fă alt canal. Bă, la ce să fac alt canal, mă, frate? Că tu știi că durează să faci orele, să faci abonații, ce crezi că faci canal și dai drum așa la live-uri și la una la alta. Eu am muncit un an de zile, frate, și dacă nu consider că e o muncă, înseamnă că pe bune. Bă, eu am pus suflet și pe bune, eu am făcut vloguri în continuu. Erau zile când puneam și trei vloguri la început. Înțelegi? Nu mai mă zi. Îi mai tratez și eu cu indiferență și asta e până vedem cum stă treaba. Bă, nu e vorba nici de scuze, nici de din alea. Eu am zis și aseară. Eu nu sunt genul să zic scuza mie niciodată dacă nu sunt greșit. Ce s-a întâmplat, Antoane? Ai fost cu treabă? Băi, Cosmine, n-auzi, frate, că am avut din ăla, n-am putut să intru. Mi-a dat strike pe canal, nu mă lăsa să fac live-uri, nu puteam să fac nimic. Măi, Cosmine, mă, tu încă nu te-ai trezit? N-ai făcut cafeaua, este. Băi, Antoane, că-i paragaz, dă-i drumul acolo, dă-i focul mai tare. Băi, Antoane, stai mă, mâncați așa, ce zberi în continuu? Păi, dar fă și tu cafeaua, ești nebun, tu nu vezi că noi ne-am trezit? Da, dar tu ai ochelari, Antoane, la ochi și... Tu ai ochelari. Da, frate, da, Cosmine, mi-a dat din ăla. În fine, băi, frate, vreau să fac o povestire. Nu știu dacă îmi iesă, dar nu-i vorba că nu mi-a reșit. E vorba că e complicată și trebuie să mă înțelegi că trebuie ca să... Băi, nu-i vorba că eu o fac din viața reală. Eu ți-o fac povestea respectivă întâmplată cu 3 zile. Deci acum 3-4 zile, frate, ai să zici, bă, tu o faci în timp real. Băi, toate la mine se întâmplă. Deci absolut toate la mine se întâmplă. Să nu te sperii că nu urcă canalul pentru că a fost afectat. Îți dai seama, e ca și cum i-ar da 700 de rângi în cap la unul și el tot mai, înțelegi, el tot mai stă pe picioare, dar nu mai stă cu aceeași stabilitate. Așa și cu canalul. Băi, Antoane, că nu mai puțin pe live. N-ai ce să faci, frate, trebuie să vă băgați pula în ăia acolo. Asta e, n-avem ce face. În fine, nu-i vina mea, e vina lor.
Le tragi cu magnetul pe toate. Încet, încet, așa le rup. Florile, încet, încet. M-au atacat, m-au încolțit, frate, din toate părțile. Au, au, și eu iau. Lup, mă, nu v-am zis, bă, nu câștigă, mă. Bă, că câștigă Antoane. Au câștigat pe moment, dar cu din alea rușinoase. Bă, în fine. Apelezi la gardă și te duci la scandal și vrei să fii șmecher. Ce dracu, mă, e greu. În fine. Băi, vreau să fac o povestire. Ce mi s-a întâmplat cu un membru, unul de la noi, de aici, nici nu știu să-i dau numele, să nu-i dau numele. Bă, nu-i dau numele, dar îl înțelegeți voi care a spus că o să rămână life-ul. Într-adevăr, nu suntem mulți acum, dar life-ul rămâne. Cu băiatul ăla care l-am sunat și l-am rugat ca să facă StreamYard cu mine într-o seară, care a intrat cu mine, care a vorbit vreo 3 ore, n-am putut să las live-ul respectiv, că a intrat alți oameni, s-a făcut alte, se încercau alte manevre acolo, dar înțelegi despre cine e vorba. Bă, un băiat membru care și-a luat membru aici la noi și nu doar că își luase membru, crede-mă că indiferent poate dacă era Cosmin Botezatu sau oricine, omul a aflat numărul meu, nu știu de unde a aflat, cred, i l-am dat eu, îți dai seama că i l-am dat eu numărul. Până să-și ia membru, s-a întâmplat toată. Gata, o trecut, gata, Roberto, a trecut Roberto. Roberto, nu prezinți încredere. Băi, a trecut că am vrut eu, nu că a trecut interzicția, că avea 3 luni. Ai înțeles? Că am vrut eu și că îți creier. Și altceva totodată, dar e dimineața acum și nu vreau să vorbesc vulgar. Ca să înțelegi. Băi, omul respectiv ăsta care mă cunoștea din online, să zic așa, de aici după. Băi, și cu toate astea vreau să fac un apel la început și îl fac pe bune. Băi, vă rog eu frumos și nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni. Trebuie să vă puneți și voi în situația mea. Băi, las live-ul ăsta și vreau să fiu ok. Băi, rog pe toată lumea să nu mai apeleze la mine la nicio combinație, nu fac combinații cu nimeni, nu mă ocup cu nimic, nu mă interesează vreo combinație cu cineva. Băi, rog pe toată lumea să nu mai fiu contactat pentru că o să-i înregistrez și o să-i pun pe bune pe internet. Ai să zici, băi, Antoane, dar din astea urâte faci. Da, eu am făcut odată, nu mai fac nimic, nu mă mai contactați. Băi, la ăștia care au în cap tot felul de combinații aberante, nu mă refer la băieții calificați cum trebuie, mă înțelegi? La din aia care le vine fel de fel de idei, lasă-l sunăm pe Anton că face Anton și facem cu Anton. Băi, vă rog eu frumos, gata. Pentru că m-am dezamăgit complet cu 2 cazuri și nu mai mă interesează de absolut nicio combinație. Deci eu respect pe toată lumea, dar și toată lumea să mă respecte pe mine, la ce mod? Băi, facem un live, facem o caterincă, facem o vorbă. Atâta timp cât eu îmi trimit familia pe jos ca să pot să-l iau mașina, ca să pot să te servesc pe tine și nu doar chestia aia, apelez la altă lume. Mersi Florin Turcu, mersi frate. A venit cu reginile alea frumoase. Stai liniștit Florin, mersi frumos frate, țineți bănuții, pe bune zic, ai dat mereu. Mersi frumos frate. Faci numai din alea Florin. Atâta timp cât eu vreau să fac un sacrificiu și apelez în stânga și în dreapta și să vezi de ce. Și ai să-mi dai dreptate ceea ce zic acum dacă ai să ascult povestea. Înțelegi ce vreau să zic. Bă, acum omul a intrat pe mine, a avut numărul de telefon, tot mă contacta. Băi, ci drept vorbea mult. Mie omul care vorbește mult nu-mi place, dar ăla vorbea mult. Dar un băiat intelectual, l-ați auzit și voi a vorbit. Băi, nu prost deloc. Vorbea, era, cum să spun eu, prezenta încredere. Mă înțelegi? Prezenta foarte mult încredere și s-a lungit discuția mea cu el pe privat, să zic așa, la telefon. El ce zice? Băi, frate, băi, omul avea presă la Iași și era cam al doilea, am înțeles eu, care avea presa locală de la Iași. Deci gândește că nu era fraier omul la nivel de creier. Băi, nu era. Eu am să uit acum. Pe mine nu mă interesează dată, pentru că ai să vezi de ce nu mă interesează. Pentru că n-ai avut respect, n-ai avut rușine să dai un telefon, să vorbești cum trebuie vorbit cu coaie în pantaloni. Bun, trecem peste. Și mie îmi place ce mi se întâmplă în viața reală. Cum ai aplaudat la alte povești, uite, s-a întâmplat asta cu tine și n-am cum să nu o zic. Bun. Ca să ia și băieții, nu învățătură, dar măcar să fii un pic precauți, adică băi frate, lasă-o dracu, ce facem?
Mă duc la o treabă, las live-ul aici. Mă duc. Te salut, Florine, te salut, frate. Te salut cu respect, frate. Mersi frumos. Acum, ce crezi? Mă sună omul. Băi, fel de fel de combinații. Eu, combinațiile respective, Cosmin, am crezut că mă salut pe mine. Eu, combinațiile respective, băi, erau niște combinații, eu ți și le zic. Hai când dăm idei la lume de combinații. De asta vezi, e greu pe live. Am vrut să fac vloguri, bă, dar îl facem, stăm 2 ore și îl facem. Bă, omul ce zice, fel de fel de combinații, care eu într-adevăr nu eram pe linia aia cu combinațiile, nu prea am fost, adică gândește-te dacă era vorba de TVA, de să fentez status, de alea, nu prea, am mai făcut și eu un împrumut, nu l-am plătit, am luat 20.000 dintr-o parte, nu l-am plătit și tot așa, din astea. Dar eu să fentez status nu prea am știut. Omul ce zice? Băi, Florin, am o combinație, frate. Ia zi, mă, frate. Băi, asta a fost mai de mult, acum câteva luni. Ia zi, frate. Zice, băi, fii atent. Ăștia care nu sunt tu ai zis că ai marocani. Am zis eu pe un live că aveam prieteni marocani. Da, mă, am prieteni marocani și nu unul, mulți. Și cu bani mulți. Băi, bani mulți tare de tot. El ce zice? Zice, băi, ai zis că ai prieteni marocani. Da, frate, am prieteni marocani. Băi, fii atent, la ei în Maroc, dacă cumperi, băi, îți dau un exemplu, dacă cumperi un Rolex din Italia, cu factură, îl ia marocanul și pleacă cu el în Maroc, îl declară acolo la ei, mă înțelegi? Maroc nu e în Uniunea Europeană și obligată îi rambursează TVA-ul ăla de 20%. Dacă tu ai dat 10.000 pe ceas, băi, un exemplu, sau ai dat 30.000 pe ceas sau 10.000 pe ceas, îți dă 2000, din 10.000 îți dă 22%, ți-l rembursează înapoi TVA-ul, pentru că Maroc e un stat unde nu face parte din Uniunea Europeană. Și asta poți să o faci cu mașini, asta poți să o faci cu mai multe obiecte. Orice ceea ce duci de valoare în Maroc sau în Moldova, un exemplu, tu când ai trecut vama ai declarat-o și obligat îți rambursează TVA-ul respectiv. Băi, omul respectiv, când a vorbit cu mine la telefon, eu zic sincer, aveam eu Rolex, aveam eu bani, aveam eu Jeep-uri și nu aveam, vrei să te mint? Eu doar ce și sunt de la pușcărie, chiar nu aveam, eram vai de capul meu cu 2-3 lei în buzunar, trăiam și eu pe acolo. Acum ce zice? Zice, băi, fii atent, tu poți să faci miracol. Tu la Napoli, ai oameni acolo, m-a întrebat, băi, cunoști pe la Napoli? Ai, da, frate. Băi, se poate face Rolex-ul să le iei de acolo, băi, paralel, înțelegi, îl luai de acolo paralel, cu factură din aia frumos și aia ok, o băgai în Maroc. Când o băgai în Maroc, o ștampila și îi dădeai cont și îți dădea, ai înțeles, dar în toată treaba pleca de la Napoli. Bă, mi-a surâs ideea asta. Eu acum ce crezi că fac? M-am dus la niște marocani, frate. M-am dus la niște prieteni marocani care i-am pe aici. Băi, oamenii super ok. Gândește-te că merg cu Maserati, merg cu mașini de sute de mii. Au băgat milioane, nu-i vorba de sute de mii. Băi, au băgat milioane aia. Cele mai tari mașini aici, Lamborghini și una și alta, le-au ei. Eu mă știu cu oameni, mă duc la ăia și întreb. Zic, bă, las și eu rușinea la o parte. Zic, frate, care-i treaba? Zic, bă, dar voi când băgați mașinile astea așa, așa, în stat la voi, vă dă, vă reimbursează? Da, frate, zice, dar e normal să-mi reimburseze TVA-ul, pentru că eu am firmă și îmi reimbursează. Și zic, păi înseamnă că faceți bani. Păi cum nu facem? Facem. Vând și mașina acolo la alt preț, mai iau și ăla, dar îmi zice că durează nu știu câte luni până intră. Băi, zice toată procedura. Eu acum prind încredere în românul. Românul ăsta e de la Iași. Eu prind încredere în ăsta. Zic, ia uite mă, frate, are dreptate român. Băi, ăsta la vreo 50 de ani, ca să-l înțelegi, să-l descriu așa pe om, la vreo 50 de ani, părea un director. Prima oară când m-am găsit cu el, eu am zis că e șeful la un clan. Eu zic sincer. Băi, ziceai că e șeful la un clan. Mare, înțelegi, aranjat, cu fular, ochelari la ochi. Băi, mafiot, ziceai că e mafiot. Eu am zis că șeful a vreun clan de pe România. Înțelegi tu, prezență pe om, frate, nu aiurea, n-a venit așa de ampule. Dar stai să vezi. Până m-am găsit cu el. Băi, el fel de fel de combinații din astea care erau
Într-un fel sau altul zic, băi, uite-mă, frate, lumea face bani cu creierul, frate. La... Bun, eu știam că lumea face bani cu creierul, ai să zici, băi, Antoane, tu nu știi. Știam, frate, că lumea nu mai face bani cu ranga, dar m-am bucurat totodată, zic, băi, uite-mă, poți să faci ceva cu băiatul respectiv, un băiat foarte inteligent, omul respectiv, e ok. Eu îi ziceam, băi, frate, eu n-am bani, mâncați și pula să investesc. El acum ce zice? Îmi trimite o platformă din aia cu ce era, mă, Mercedes, nu știu, băi, jeepuri din alea care costă foarte mult, G-uri din alea, băi, G-urile alea tare, mă, frate. El îmi trimite o platformă când intră în Bulgaria și zice, ia uite, băi, Florine, ți-am zis eu că lumea face. Da, frate, într-adevăr, face, dar dacă n-ai cașcaval cu bani, faci bani, dacă n-ai bani, nu faci bani, știi vorba aia. Băi, lăsăm asta la o parte. Acum, ce zici eu? Băi, treci un pic de timp. Băi, eu tot ținea legătura așa cu el. Mă suna omul, eu cu respect. Salut, frate, salut. Bă, adică tu mă suni pe mine și ar fi culmea să nu te respect. Mai vorbeam o combinație. Într-adevăr, el vorbea mult. Băi, trebuia să-i închid telefonul de fiecare dată. Îl mințeam tot timpul. Băi, trebuie să fac cumpărături. Băi, trebuie să-mi iau copilul. Băi, trebuie casă. Băi, ținea langa în continuu, frate. Nu mai terminai cu el. Băi, n-am treabă cu om. Dar ca să vezi ce gen de om era. Era genul ăla, pe bune, că strângeai pachetul de țigări. Nu-i vorba că strângeai, te salut, Petric. Nu-i vorba că strângeai pachetul de țigări. E vorba că când vorbești mult, nu prezinți încredere de multe ori. Mă înțelegi? Și pe bune zic. Eu fraier. Băi, eu fraier. Și ai să vezi de ce zic fraier. Pentru că știam genul ăsta. Băi, eu e vorba că pui botul, e vorba că prinzi încredere în oameni și în fine. Asta e un defect de-a meu. Am mai zis eu, băi, dacă vrea vreunul să facă ceva, să vină la mine. Băi, acum omul ce zici? Băi, combinații după combinații. Băi, la un moment dat ce zici? Băi, fii atent. Băi, tu ai pe cineva pe la Napoli, pe acolo? Băi, am. Dacă îți spun, nu am unul. Sunt mai mulți, frate, dar știu unde să apelez, ajungem acolo. Că e greu, frate, să ajungi tu la Napoli, la cine trebuie și cum trebuie. Băi, e greu tare, e extrem de greu. Dar văd ce fac și am, dar ce trebuie? Omul ce zice? Băi, nu știu cum să te fac eu să înțelegi pe tine, îi trebuie niște bilete. Înțelegi? Îi trebuie niște din ăla, dar fii atent. Condiții. Băi, trebuie să treacă de lampă. Băi, trebuie să treacă de lampă, trebuie să fie perfect, trebuie ca să-l bagă într-un aparat. Ma, zic, băi, frate, nu știu dacă e așa ceva. Păi vezi, Florini, că dacă iei combinație de 50.000 pe zi, nu pe lună. Păi, gândește-te, eu sărac, ce filme mi-am făcut. Păi, am mișcat multă lume, mâncava și pula, eu nu mint. Băi, multă lume am mișcat. M-am dus pe colo, du-te acasă la ăla, ăla sună la Napoli, a venit napolitan, a vorbit cu ăla. Băi, frate, fii atent, mi-i trebuie din aia, dar să treacă de lampă, frate. Zice, băi, nu știu dacă trece de lampă, că sunt făcuți paralel bine, aia pot să-ți garantez, dar că trece de lampă, nu știu ce să zic. Băi, interesează-te, ăla se interesează, eu mă duc la alt italian acasă. Acum apelam la italieni care pentru mine, crede-mă ce spun, băi, fără niciun interes la început. Și ai să vezi de ce fără niciun interes. Pentru că omul nu zicea, băi, vin mâine și iau 7.000 și îmi dădea și mie 1.000. Nu zicea nimic. Dar eu am început să caut, frate. Și crede-mă că apelam la italieni, eu numai la italieni apelam, la care pentru un caz și o problemă de-a mea nu aș fi apelat niciodată. Băi, crede-mă ce spun, nu vroiam să apelez pentru probleme de-a mele. Eu am apelat pentru problema asta. Băi, fii atent, zic, băi, am pe cineva în România, dar băi, fii atent ce zic, oamenii serioși, nu vrem bă, glume, nu vrem din alea. Da, frate. Stai că am primit un mesaj. Zice, băi, nu vrem glumi, omul e serios, i-am zis eu, omul vine din România. Da, frate. Băi, am apelat și la un fost dușman, dacă vrei să mă crezi pe bune, zic. Băi, mai de mult mi-a fost dușman. Băi, și la ăla am apelat. Băi, frate, ajută-mă cu cazul ăsta, vreau, uite așa, lăsăm ălea ce a fost între noi, te rog eu frumos, nu mai ajută-mă, dă-mi din ăștia, dar ca să treacă la lampă. Băi, într-un final,
Găsesc eu un contact, dar până să găsesc toată combinația respectivă, omul, deci până, vezi, am sărit peste. De-aia dacă făceai vlog, ți le puneai în ordine, în capul tău și știi, dar așa le zic pe secund, adică spontan. Vorbim tot cum trebuie. În fine. Acum, păi mă sună omul din România. El îmi zice combinația asta cu bani, dar eu nu-i zic nici că sunt, nici că nu sunt. Îi zic, bă, trebuie să mă interesez. La care el zice așa, bă, frate, fii atent, în noiembrie, pe 3 noiembrie, ceva de genul, iau bilet la avion, ești liber? La care îi zic, nu, frate, vezi că pe 3 eu chiar am un proces la tribunal și eu le-am pe ale mele, pe 3 nu pot. Bun, atunci le iau înainte. Și a luat biletul, frate. El când a luat biletul cu câteva zile înainte, eu am început ca să răscolesc, ca să înțelegi tu. Am început să răscolesc în toate părțile, zic, mamă, să moară familia asta și a luat bilet, ajunge aici. Deci, bă, ca să nu vină omul degeaba, frate. Am început să mă interesez, să mă implic, mă găseam cu oameni. Oamenii zicea, băi, vină, băi, e greu, mă, frate, vrei să te mint. Tu știi cum e când faci o combinație. Nu faci așa doar, băi, te găsești cu omul, ăla sună pe altul, te găsești la ora cu tare, ăla poate nu e la ora cu tare și tot așa, adică băi, gândește-te că ai bătăi de cap, frate. Uite cum nu mai stăteam eu cu familia, băi, și pe bune, nu mai stăteam cu familia deloc în casă, nu mai îmi vedeam de chestia, agitat tot timpul, ieșeam, intram, ieșeam, intram, zic, ia uite mă, pula, eu zic, bă, dar lasă-mă, poate mi-e să și mie ceva acolo, dar să-și facă omul treaba și o fi el recunoscător, zic eu. Băi, ți-am zis și la foști dușmani am apelat ca să rezolv problema asta. Acum, ce zice omul? Băi, Florin, vezi că pe data cu tare eu ajung în Italia, am luat bilet. Băi, el unde ajunge? La Fiumicino. Eu stau la 140-150 de kilometri de Fiumicino, mă, frate. Eu doar nu stau lângă Fiumicino. Ești nebun? Am o grămadă de autostradă de mers. Bă, uite-vă pe mine. Cum trebuia să mă duc să le iau pe om? Că îl zic așa în mare. Trebuia să mă duc să le iau pe om de la aeroport. Când s-a întâmplat asta? Nici nu mai știu ziua. Băi, azi e duminică, a venit marți, mă, frate. Deci toată combinația asta s-a întâmplat marți, mă, frate. Eu, marți, mă duc la aeroport să le iau pe om. Băi, nu stau nici eu pe bar, mă, frate. Vrei să te mint? Dă-i dracu, vorba de ochelari, că ai ochelari la ochi sau că ai un tricou sau... Băi, nu sunt bogat, mă, frate, sunt normal, adică am zile când da, am zile când nu am, vrei să te mint? Ăsta sunt, așa mă cheamă. Bagă mâna în buzunar, bagă motorină, plătește autostrada, băi, nu-i vorba de nimic, băi, nu-i vorba de nimic. Dar înțelegi ideea, poate nu aveam, poate dacă trebuia să-mi cheltui cu familia mea, nu trebuia să-i arunc așa aiurea. Măcar dacă îi cheltui, să-i cheltui cu un scop, adică cu un interes, dar tu nici măcar... Dar stai să vezi de ce zic toată combinația asta și de ce zic de om, să vezi dacă a avut caracter omul sau n-a avut. Băi, mă duc și îl aștept acolo vreo 2-3 ore. Băi, Florin, a întârziat avionul. Băi, dormisem tot așa vreo 2 ore noaptea. Băi, a întârziat avionul, l-a oprit garda pe avion. Înțelegi ce vreau să zic. Am stat pe acolo vreo 2-3 ore după el, la un moment dat vine. Când m-a sunat din aeroport, el m-a mai sunat odată pe mine cu camere, dar nu l-am văzut eu bine chiar așa, mai mult vorbeam pe număr. Băi, mai sunteți aici, mă, fraților, scriți și voi un mesaj să știu dacă mergeți. Ce ai zis? Băi, Antoane, ascult povestea, e din dimineață. Da, frate, da. Ca să văd dacă merge chiar. Acum m-a sunat din avion cu cameră. Când m-a sunat din avion cu cameră, zic să moară familia mea asta dacă nu zici că e șef la vreo bandă, la vreun clan din România. Băi, omul, prezență, frate, vrei să te mint? Ai mare, cu părul, dar ziceai că era, în fine, omul era cum trebuie. Bravo, Cosmine. Omul era cum trebuie, frate, cu fular din ăla, cu costum, parpalac, ce a luat el pe el, înțelegi? 2-10, 2-10. Bravo, frate. Probă de life. Băi, mă găsesc cu omul, hai că a început câinile lui vecina, trebuie fugărit. Mă găsesc cu, nu-i vorba, frate, stai liniștit, e live. Mă găsesc cu, eram să zic, mă găsesc cu vecina, mă găsesc cu el.
Te salut, frate, te salut, băi, omul foarte serios. Eu acum în timpul ăsta, până a venit el în câteva zile, până și-a luat biletul, băi, eu am ajuns la niște contacte, de, trebuia să mergem, erau mai multe posibilități. Ori era aici la mine, se făcea toată manevra, ori dacă nu, pleca la Napoli cu el. Și la Napoli știam unde să mergem. Băi, deci era, deci omul nu venise, frate, doar așa să vină și nu știam unde să mergem cu el. Nu, frate, știam unde să ajungem și ce să facem și pe bune. Omul când s-a urcat în mașină, ce zici? Băi, Florin, zice, crede-mă ce zic, asta e de o treabă foarte, foarte serioasă de bani, să faci 50 de mii. Și zic și unii să băga bani. E de 50 de mii pe zi. Eu chiar dacă am cheltuit 2-300, eu poate am venit și la o vorbă, nu-i problemă, nu trebuie neapărat să mă rezolve astăzi pe mine. Dar asta pe viitor, adică să organizăm bine, să știm unde și cum stă treaba și nu-i niciun fel de problemă că eu am venit până în Italia doar la o discuție. Eu acum ce zic la om? Da, frate, dar dacă tot ai venit, mergi la, adică verifici, vedem cât vrea, cum vrea, că nu știam cât vrea și cum nu vrea, pentru că au și aia procentul lor, la 100 poți să dai 10 euro, 20 de euro, mă înțelegi ce vreau să zic, dacă-s făcuți bine, bine, poate e mai scump și tot așa. Și zic la om, băi, eu am vorbit cu oamenii, pe noi ne așteaptă cineva, mă înțelegi? Ne așteaptă cineva, vorbim, facem, dar care e problema? Eu i-am zis asta la telefon. Băi, nu azi, marți, pentru că marți nu facem nimic. Totul se face a doua zi, miercuri. Da, frate, niciun fel de problemă. El ce zice? Eu precaut totodată, eu am vorbit cu el, dar precaut totodată în capul meu și nu-i dau locația 100% unde locuiesc eu. Mă înțelegi ce zic? Dar nu locația, mă frate, cum să spun eu ție? Băi, sunt două orașe unul lângă altul și eu zic că stau în ăla, dar eu nu stau în ăla, stau în altul, acolo stă familia mea. Mă înțelegi? El ce zice? Băi, ai zis orașul cu tare? Îi zic, da, frate. Bun, perfect. Mi-am luat hotel acolo 2 zile, zice el. Mi-am luat hotel de România 2 zile în orașul cu tare, în centru. Eu la telefon i-am zis la om. Zic, bă, nu-i problemă de hotel. Vii la mine acasă, ești nebun? Eu acum vreau să-l văd la aeroport. Bă, dacă omul prezintă garanție și e ok ca băiat, ca om, niciun fel de problemă. Ia-l pe om la lei la tine acasă, îl omenești, înțelegi? Adică, băi, vină mă, frate, simte-te bine, stai aici. Dacă-l vezi că e ok, dacă-l vezi că e panoramă și boschetar, nu lei la tine acasă. Ai și tu familie, copii, înțelegi? E urât. Îl duci la un hotel și asta e. Omul ce zice? Băi, mi-am luat hotel. Cum s-a urcat în mașină? El aia am zis imediat. Băi, mi-am luat hotel. Bravo, frate, dacă ți-ai luat, cum vrei tu, dacă ți-ai luat să fii sănătos, mergi la hotel. Bă, acum pe drum, el ce zice? Băi, Florin, eu am venit să vorbim, am venit. Bun, frate, am vorbit la telefon. Tu n-ai venit ca să faci treabă, cât vrei să cumperi, cum vrei să cumperi, băi, ce-l întreb eu pe om? Da, frate, dar să treacă de lampă, că eu am lampa la mine, eu probez, eu, băi, omul, ziceai că-i director, frate, ziceai, ți-a zis, mă, frate, cum trebuie, mă repede, cum trebuie, om, adică, nu fraier deloc. La vreo 50 de ani, genul ăla care face miracole și pe bune. Eu acum ce fac? Zic, băi, oamenii mi-a zis că miercuri se face toată treaba, dar uite, ca să vezi că sunt corect și cum trebuie, uite, îl sun pe om. Îl sun pe om și activez pe mașină, activez la casetofon ca să audă și el, știi, pe Bluetooth din ăla, să audă și el ce vorbeam eu. Îi zic, băi, înțelegi italiană? Zice, nu înțeleg, frate. Părerea mea, a înțeles. Băi, eu cred că el a înțeles italiană, dar să vezi idei. Îl sun pe om și zic, băi, mă, să ne găsim acum, să ne găsim azi, uite, a venit omul, doar ca să vorbim tot ce trebuie vorbit, ca la carte și mâine facem treaba, frate. Băi, nu era vorba că trebuia să o facă 100% treaba. Să controleze, să vadă dacă combinația e bună, să... adică vorbea de bani, vorbea de una, vorbea de alta și dacă lui stătea bine, bine. Dacă nu, rămâneam prieteni, adică niciun fel de problemă. Nu era cu, cum să spun eu, obligat sau niciun fel de problemă. Omul ce zice? Bine, frate, hai ne vedem la 2:30. Bă, eu eram pe drum, vineam de la Fiumicino. Eram pe drum cu el în mașină. Mă opresc eu pe la jumatea străzii. El ce zice? Hai mă să bem o cafea la un bar, dar să fumezi. Bă, oprim la un bar. Oprim la un bar acolo, îi zic, bă, la barul ăsta eu să iau pulsul, să mor dacă vomit. Băi, să iau pulsul, mă. Eu ce zic? Zic, bă, la barul ăsta vine mereu garda. El imediat zice.
Zice, păi hai să plecăm. Zic, da, mă, morților, și dacă vine, vine. Eu stau și beau cafea, ce treabă avem, știi? Bă, să văd ce instinct are. Zic, bă, n-are instinct de gabor, zic eu, în capul meu. A zis, bă, hai să plecăm. A avut din ăla de infractură, într-un fel sau altul, știi? Bă, eu nu-l cunoșteam. Eu nici nu știu cum îl cheamă, dacă vrei ca să zic adevărul eu. Nu știu nici cum îl cheamă. Numele lui din buletin, nu știu. Dacă vreau, îl aflu. Crede-mă ce spun, că am trimis un frate de-a meu și dacă vreau o aflu, l-am trimis acolo, în fine, înțelegi. Dar numele lui nu știu. El când mi-a trimis biletul, mi l-a trimis, cum să spun eu, mi-a trimis, dar numele nu se vede, nu se vede date, nu se vede nimic, doar ora și când a ajuns. Și bă, aeroportul, numele la aeroport, la Fiumicino, atât. Și de unde venea, atât. Bă, din una în alta în mașină, zic, hai mă frate să mergem la oameni, acum vorbim care cum stă treaba și mâine faci treaba, vezi și tu cât vrei să iei, cum vrei să iei, îți ajunge banii, nu iei acum, iei peste o lună, băi, încerc să te ajut frate, mă înțelegi și tu. Eu îi spun în mașină, băi, eu, mie nu-mi trebuie nimic frate, nu-mi trebuie, nu băi frate, băi, dar nu se face din alea, omul zici, păi tu știi să faci combinații sau nu? Zic, păi da mă frate, dar nu-mi trebuie de la tine, fă-ți tu treaba. Băi, omul ce zice, ca să înțelegi? Sunt automatele alea de Bitcoin și omul vrea să le încarce acolo. Mă înțelegi ce zic? El are aplicații din alea și lua cash-ul, băga acolo, dar de-aia vroia să treacă de lampă. Înțelegi? Vă dau combinația, vouă faceți-o voi. Combinația e bună în stilul ei. Dacă ți-o zic eu la masă, îți place, dar de la zis la făcut, sunt fapte multe, mă frate. Băi, sunăm în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, în fine. Hai, frate, să ne găsim cu lume. Băi, vin într-o zonă, mă duc într-o zonă cu munte, cu... Băi, înțelegi, ne oprim la un bar, dar până ne oprim la bar, stai să vezi. Mă duc și le iau pe italianul care trebuia să vină la discuții cu noi. Bă, un italian la vreo 50 de ani, eu îl cunosc de o viață, frate, pe italian, nu face glume cu mine. A făcut combinații cu mine. Într-adevăr, poate nu apărea aparent ca românul nostru, adică impulsiv sau ai înțeles, bă, italianul moleșit în felul lui, dar nu fraier deloc, crede-mă ce spun. Omul nu că a avut sute de mii, milioane de euro, pe bune, a mâncat pe cazinouri, mergea cu Porsche-ul când a apărut să Porsche-ul de mult, eu primul Porsche la ăla l-am văzut. Băi, omul cum trebuie, frate, cu relații pe la Napoli, pe colo, pe stânga, pe dreapta. Adică să nu te gândești că ăla, eu nu l-am știut că a muncit o zi din viața lui. Ăla și-a văzut mereu de combinațiile lui și tot așa. Să nu mai vorbim de prietenii lui ăla. Bă, niște prieteni care, crede-mă ce spun, mulți s-au arestați, mulți s-au arestați cu dosare de la Ndrangheta. Deci gândește-te la ce nivel, adică pe bune. Bă, îl sun pe om. Hai, frate, să ne găsim. Omul ce zice? Bă, vino aici și ne găsim. Bă, mă duc că le iau pe om dintr-o parte să urcă omul mașină. Eu, fără să-mi dau seama, zic, bă, cunoscând zona unde eram, zic, da, mă, am mers așa cu mașina fără să-mi dau seama și mă opresc la un bar, frate, cu terasă, cu zic, hai, mă, stăm la o discuție la bar aici. Gata, frate. Băi, ne-am dus la barul respectiv. Barul respectiv avea o terasă și era o parcare în față. Era o parcare în față. Eu, pe mulți îi cunosc acolo la barul care am fost. Băi, mă cunoaște multă lume pe mine acolo și pe bune. Și nu-i vorba doar de garda, că mă cunoaște garda. Pe mine nu mă interesează, mă, frate, că dacă n-am făcut nimic, poate să fie 7 milioane de carabinieri și poliție. Chiar nu mă interesează. Intrăm acolo, omul ce zice, nu frate, eu dau să plătesc. Nu, zice, stai liniștit, foarte amabil mă în felul lui. Stai liniștit, plătesc eu, v-am chemat, te-ai pus la mișcare. Bă, în fine, am luat un suc pe acolo, ne-am pus la masă, știi? Înțelegi ce vreau să zic, ne-am pus la discuție. Acum eu mă pun la masă, eu aici, italianul în fața mea, el în capătul mesei. Și vorbim, băi, fii atent ce spun. Băi, când se face treaba? Băi, mâine, fii atent, am vorbit, zice italianul. Băi, am un prieten de-a meu, uite așa, uite așa, cu tare, îmi zice. Mamă, eu cunoșteam pe cu tare. Eu nu știam legătura la italian cu cine a vorbit până atunci. Băi, ăla care vorbise italianul cu el ca să aducă ceva de probă, ca să le probeze și era omul de contact direct, cum ar veni, era foarte ok, frate, gândește că la
Când a venit la discuții, pe bune, a venit cu Ferrari decapotabil. Băi, ce dracu mă, vorbim de fraieri? Vorbim că suntem noi fără like-uri pe internet? Ce dracu mă, frate, dacă spun? A venit cu Ferrari decapotabil, cu prezență, cum trebuie. Înțelegi ce vreau să spun. Dar când a venit să moară familia mea, dacă românul nu m-a lăsat singur, că acolo vreau să ajung. Băi, ne-am pus și asta la masă, am vorbit. Băi, frate, uite asta stă treaba și uite așa și așa stă treaba, trebuie să treacă la lampă, să își facă omul talentul și tot așa. Gata, frate, mâine. Românul ce zice? Zice, bă, da, băi, de aici, de unde sunt eu, până la Napoli, vreo 100 de kilometri. Zice, bă, da, ăla, care e interesul lui? Zice, eu nu înțeleg, frate, zice, de ce ăla aduce el, își riscă să vină cu mortul de la Napoli, tocmai aici, în zonă, zice românul. Și eu îi zic, băi, eu te văd om în toată firea. Adică tu crezi că ăla nu-și pune și ăla percentual acolo, că ăla nu mănâncă? Dacă ai adus vers și uscate, numai câte le știu eu, că erau oamenii cu vagoanele, să moară familia mea, nu-ți aduce ție 50-60 de mii din aia făcuți? Ce dracu mă, pe bune? Are și ăla, dacă îl ia cu 17 de acolo, ți-l dă cu 22, nu-i normal? Pare și el ciorba lui. Trimite un argat, trimite o săgeată și îi aduce. Nu-i problema ta, mă, frate. El deja se gândea, bă, da, de ce aduce el? Bă, a început să-și facă filme, frate. Băi, eu mă cunosc foarte bine cu italianul care a vorbit. Ăla nu face glume cu mine, nu există. Băi, nu există să facă la glume cu mine. Ăla știe, mă, frate, că eu îi fac pachet. Bă, bune, știi și cu cine umblu și cum umblu. Adică nu își permite ăla care vorbeam cu el să creez altele. Băi, nu își permite, dar mă știu de o viață cu omul. Băi, Cosmin, dacă eu mă știu cu tine de o viață și te știu că tu ai făcut o combinație, eu am făcut o combinație, facem o combinație tot timpul frumoasă. Adică nu îți mai pun gând rău ca să o înțelegi așa. Acum ăsta, eu îl înțelegeam și pe el că el venise de România cu altă mentalitate și cu alt gen de oameni, înțelesesem și asta. Băi, eu l-am înțeles pe toate liniile. Dar tu trebuie să ai încredere în mine că tu ai venit la mine în primul rând. N-are voie cu stear, dar adică te arde cu mine. Ce dracu mă, înseamnă că ce? Bun. Mai mulți nu dau like-uri, mulți sunt dușmani. Acum, omul ce zice? Mai a rămas toate pe mâine, cum ar veni pe miercuri. Asta s-a întâmplat. Marți, mâine, miercuri, gata, facem treaba. Băi, plec. Băi, bine, mâine facem treaba. Gata, frate, zice, perfect, mâine aduci, faci drept. Băi, vine omul ăla, aduce el, e plecat la Napoli, vine și îți aduce mostre, frate, și îți spune cât te costă și rezolvi problema. Gata, frate. Băi, omul convins. Acum, cum aveam eu mașina în fața barului? Băi, aveam mașina în fața barului, că era parcare de aia mare. Băi, erau, mă, nu erau, mă, băi, zonă de muncitori acolo, mă, eu nu-i cunosc. Era un fraier, stătea pe mașină cu telefonul, stătea așa cu telefonul în mână și unul, vai de pula lui, a intrat în bar. Bă, din aia, mă, care nici n-ai treabă cu ei, aia, nu-și vedeau aia, cred că vorbeau pe mesaje de un sac de ciment, mă, frate. Ai să zici, Antoane, era gardă. Băi, termină, mă, frate, că garda, nu-i vorba că o simți. Dar plus și dacă era gardă, care era problema mea? Că eu nu cumpărasem, nu vânduse nimic, am băut un suc și am plecat, am vorbit ce am avut de vorbit și plecam. Omul când se urcă mașină zice, băi Florini, uite-i pe aia. Zic, bă, pula de mă, și ce să le fac? Ce am făcut ceva? Ce mă interesează, mă, pe mine? Da, bă, da, zice, ne filmează. Lasă-i, mă, să filmeze, ce mă interesează pe mine? Eu plec, îl duc pe italian de unde l-am luat, frate, la vreo câțiva kilometri și îl las pe italianul care era cu noi. El în mașină cu mine. Băi, eu obosit, frate, eram și obosit după drum, făcusem vreo 300 de kilometri, 400, cât făcusem, obosit. Acum ce crezi? Pe drum, zic, bă, frate, ascultă-mă ce spun, dă să te duc la hotel, mâncăm ceva sau nu mâncăm, eu trebuie să plec, că le am și eu pe ale mele, pe bune, le am pe ale mele și trebuie să plec, trebuie să mă duc în stânga, în dreapta, te duc la hotel, te duc în orașul respectiv unde ai luat hotelul, orice problemă mă sun pe mine, dacă îți trebuie ceva, eu sunt lângă tine acolo, dar trebuie să plec și eu. Gata, frate, zici, niciun fel de problemă. Eu le iau pe om de la, plecăm toți de la bar
El i-a rămas în cap un fraier care stătea pe o mașină. Băi, dacă îți spun că era un fraier, mă, de la morții lui, mă, sperii de la un fraier, pe de vorba la italianul ăla. Păi și dacă mergea la Napoli, ce făcea? O lua razna să moară familia mea, făcea infarct. De aia zic eu, băi, infracțiunea, băi, stați dracu liniștiți, care nu sunteți din infracțiuni, nu mai încurcați lumea. Stați acolo, băi, ce e șeful la ziar de la Iași? Ei, să fii șeful la ziar, frate, nu mai veni că tu ești pula mea, că ești, nu ești. Gata, punct. Băi, nu ești, n-ai inimă. Dacă n-ai inimă, pula mea, n-ai ce să faci, frate. Să o ia corpul razna. Păi zici, băi, Antoane, nu te nerva. Păi lasă-o în pula mea, plec de acasă, bag bani de motorină, bag cheltui stânga-dreapta, am trimis familia pe jos să-mi ia copilul de la școală. Familia mea apelează în altă parte. Eu stau să umblu după pula ta la care tu te sperii ca femeile și fugi. A, păi lasă-o în pula mea că nu merge așa. Că te ia capul, mă, frate, n-ai cum să n-ai, nu-mi dai dreptate aici. Plecăm pe drum. De unde eram, unde avea el hotelul, 20-30 de kilometri. Du-l acolo, frate, la hotel. Pe drum tot vorbeam continuu, ținea. Eu cu volanul, mă, adormeam cu volanul, mă, vorbeam cu volanul acolo. El tot în capul meu. Da, ăia doi, da, băi, eu bă, pula, îi zic, lasă-mă pula mea, ce, ești terorizat să moară familia mea, m-a luat gardă dacă nu cu mitralierele m-a scos de mașină, e vorba de gardă? E vorba, ai făcut vreo tranzacție? Ce pula mea? Când ai luat, n-ai vândut, n-ai cumpărat, ce ai făcut? Dă-i mă morților! Dar dacă ăla a pus coada, acum știi cum se gândea, dacă italianul i-a pus pe aia stânga-dreapta ca să ne urmărească, pe, bă, tu îți dai seama ce că mafie eram noi acolo, bă, la masă. Băi, noi poate eram, dar el nu era, să moară familia mea, eu zic drept. El nu era. Când am mai auzit că vine la cu Ferrari și cu pula mea, gata, el s-a speriat, frate. Băi, s-a speriat om la 50 de ani, a luat o razna, mă, frate, ca să înțelegi. A început acolo. Tot drumul. Da, dacă era lui ăla care i-a pus în parcare, că era suspect, uite ce a mai pățit la Iași, că am făcut la Iași, că a sărit clanul cu tare pe mine, că bă, atâta capul mi-a făcut, bă, lasă-mă să moară familia mea, te rog eu frumos. Băi, gata, gata, lasă-mă în pula mea. Lasă, ce e asta? E de fraier, mă, frate, lasă-o dracu, eu în capul meu zic, bă, să moară familia, asta oare e fraier, oare să faci? Ce mă interesează pe mine că ăla era pula mea, eu eram la masă cu tine, cu Osmini, stăteam așa la masă, eu cu tine și cu ăla, stăteam noi doi la masă, da? Ei, ce mă interesa pe mine că era ăla în parcare? Băi, am văzut și eu, mă, pe aia. Dar era unul, vai de capul lui, dacă vrei îți și spun, băi, îl cunosc pe bun, el știu cine era, mă, frate. Unul, mă, vai de morții lui, mă, frate, mă sperie de un fraier eu, mă. Păi și când mă duc la Napoli, între lei acolo și tigri și crocodili, ce fac, mă, în pula mea, că vine unul și zice, dă-mă bani. De-aia zic eu, băi, infracționalitatea nu-i pentru toată lumea, mă, mânca vaș pula, dar să vedeți cu ăsta. Stai așa că e puțin, cum zicea nemții, pițile, pițile, stai să vezi. Mă duc la hotel pe om, băi, el nu, băi, găsesc hotelul, băi, cum se cheamă, mă, hotel? Bă, aproape de familia mea, să mor eu dacă nu, eu am familia în orașul respectiv, aproape, frate, de familia mea acolo. Totuși să mă calmez, într-adevăr, băi, surâte astea, bă, băi, astea-s de fraier. Băi, omul, vreau să mă mai repet încă o dată. Aparent și din vorbă să moară familia mea, mișca lumea. Am zis, mamă, cu ăsta mă îmbogățesc, de data asta nu, mai lasă-mă să închidă ea YouTube-ul, că mă îmbogățesc în gândul meu. Ce dracu, mă? Ce dracu, mă? Băi, în fi. Bag eu adresa pe... El tot vorbea de el, el analiza. Dar dacă a fost coadă după ăla, dar vezi că tu când l-ai luat pe ăla, zici, nu s-a vorbit nimic când noi mergem la barul respectiv și cum de aia erau acolo la barul respectiv. Parcă el știa că ies de la gardă, mă, sau aia, că el nu excludea, oare că sunt de la gardă, oare că sunt oamenii la italianul care eu vorbeam cu el la masă. Mă înțelegi? El nu excludea să-l ardă pe el. Cine știe, mă, ce a avut ăla în cap? Mă înțelegi? Zice, păi normal, frate, că eu am fost tot așa, adică am luat pe ăla, am băgat la un bar de la, hai mă, am știut eu un bar retras acolo, am băgat acolo la barul respectiv în parcare. Băi, eu am mai făcut live-uri de la barul ăla, mă, barul ăla, când am zis eu mai de mult, când ajung acolo, cheamă garda și face și drege. Dar, cum să spun, eram cu ei, eram la masă și n-a venit niciun, adică n-a, când mă duc eu cu alți nebuni, îmi chema garda înainte. Ăla n-are, mă, nicio treabă, mă, frate. Mă duc și stau și acum, mă duc pe live și dacă-s doi, trei cu telefonul și ăla pe bune, îl cunosc pe bune. Am aflat după aia cine era ăla.
Când l-am întrebat pe italian, bă, cine morții nu era ăla, bă, de parcare? Băi, cu tare. Bă, s-a speriat, bă, românul de el, să mor eu dacă nu atac capul, mi-a făcut de fraierul. Era paranoic sau... Păi, Cosmine, eu zic că era de la gardă, frate. Ca să-ți o zic pe aia bună, eu cred că era de la gardă. Iartă-mă pe mine, eu așa zic că era de la gardă. O dicție și o din aia foarte bună. Crede-mă ce spun, o ținere de memorie și... Băi, era și telefonul în mână, îl ținea să... Că vezi tu, după aia tu, după ce se întâmplă, tu realizezi. Înțelegi? Eu zic că era de la gardă. Hai să zici, bă, Antoine era de la gardă. Oare familia mea dacă nu așa gândesc. Bun. Băi, dă adresa la hotel să văd unde stai. Dă om adresa, bagă acolo. Îl duc la hotel. Eu ce zic? Băi, frate, stai să intru. Era o femeie, frate, care făcea curat în față la hotel. Băi, hotel. Pensiune de asta. Omul ce zice? Se duce cu tupeu de la mașină, când parchezi mașina, se duce cu tupeu la femeia respectivă. Eu în secunda aia îmi dau seama și zic, mamă, să moară familia mea, ăsta știe italiană, dar nu-i vorba că aș fi vorbit ceva pe italiană greșit de om. Că eu am anticipat că omul poate ști italiană, mă înțelegi ce zic? El era de la gardă sau? Păi nu să-și facă, frate, articol, te salut, doctor House, te salut. Nu, frate, eu cred că era de la gardă, asta e să vezi. Se poate să fie de la gardă, a vrut să-ți fac o cheie, dar s-a speriat pe drum. Băi, omul mă întreba, băi, îl știi pe Costi Cargin? Da, frate, îl știu, am făcut combinația cu 100 de ani cu ăla. Îl știi pe Cutare? Nu-l știu, frate. Îl știi pe Cutare? Nu-l știu, frate. Înțelegi? Băi, înțelegi ideea că eu nu i-am zis că am făcut combinații. Ai înțeles ideea? Nu știu, frate, pe nimeni, dar oameni care eu făcut sunt treabă cu ei. Mă înțelegi? N-aveam cum să nu-i cunosc pe aia eu. La care omul ce zici? Pe drum. Eu într-un fel sau altul stăteam în gardă cum ar veni ca să nu vorbim multe. Băi, hai să vorbim strict. Pentru că îmi schimbasem de la Fiumicino un pic părerea despre el de când a zis, băi, eu am venit doar la discuții, am venit, băi, tu când vii la discuții, vii să faci și treabă, frate, că aici nu suntem femei. Aici noi nu vorbim în continuu și la urmă, băi, ai venit să faci treabă, da, ai, faci treabă. Ai venit să danseze, dansează. Dacă nu mă încurca pe mine, mâncați și pula să apelez în stânga, în dreapta. Că eu am fost la oameni în casă, m-am găsit cu oameni, m-am găsit pe la barul, am venit în lumii de la Napoli. Băi, mă înțelegi și tu pe mine, adică pe bune. Am zis, bă, de la ăsta să moară faină, nu mai vreau combinații cu nimeni. Nu mai vreau, frate. Îți mulțumesc, lasă să nu fac eu bani, să fiu eu amărât și tot așa. Băi, era o femeie care mătura acolo în față la pensiunea respectivă. El când s-a dus la ea, s-a dus cu tupeu. Zic, mamă, să moară foame. Eu mă bag peste el. Acolo a fost greșeala mea. Eu mă bag peste el și zic, o întreb pe aia, unde este, pe unde intru la recepție, știi, să intri înăuntru. El acolo a vrut să vorbească și eu îl întreb, zic, bă, dar tu cum ai vrut să vorbești cu asta? Și zice, a, nu, că e engleză. Ce dracu e engleză, știi, aia, mă, că aia nici italiană nu știi, vorbeai în engleză tu cu aia. În fine, în capul meu. Zic eu. El ce zicea? Nu pleacă, Florine, pleacă, stai liniștit, du-te, frate, fost treaba că eu mă descurc. Lasă, frate, ca să te văd eu pe tine că ai intrat aici, să nu cumva să rămâi. Băi, ai înțeles cum... Da, frate, da, doctore. Ai înțeles ceea ce... Adică, bă, te duci cu omul, bă, ai luat camera, e totul bine, ai plătit pe internet, am înțeles, dar poate este vreo problemă sau poate absolut orice, stai cu omul acolo, nu, îl lași acolo în drum și tu pleci din nebun. Câtă treabă ai avea, tu rămâi cu omul pe teren. El acum ce zice? Florine, du-te că de aici mă descurc. El o gentuță în mână, avea o gentuță, la mișto avea o gentuță. Intră înăuntru la hotel. Eu dau să vorbesc cu aia la recepție. El mă trimite, mă împinge cum ar veni. Nu, 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 du-te, stai liniștit, zice că mă descurc eu. Tu fă-ți treaba, că ai treaba ta. Zic, pula, am plecat, zic, eu te am dracu. A vorbit el în engleză, știa italiană, mă, crede-mă ce spun. Dar și dacă știa italiană și dacă vorbeam ceva, băi, n-aveam ce să vorbesc, că nu era pe interes și pe bune. Vorbesc să zici că, băi, mă interesa pe mine 1000 de euro sau banii lui. Nu mă interesa, pe bune. Dacă dădea ceva să fi fost sănătos, dacă nu, la fel și tot așa. Dar nu, vrea doar să-l ajut și pe bune. Ai zis, hai, bă, doar. Bă, dacă eu spun că eu sunt nebun ca om, adică dacă mă sună unul și spune, băi, nu am și eu am o țigară, eu dau lui. Ia, mă, eu sunt așa de prost să mor eu la nivelul ăsta. Adică ia, omul, frate, dă-o dracu, țigară, la atât,
Mă uit la tine, confundez și întregi. Nu vreau mă, nimic, vrei să te mii? Nu vreau nimic. Dar el a zis, bă, merge combinația, să vezi 50.000 pe zi. Bă, frate, m-am văzut milionar, vrei să te mii? M-am văzut milionar. Și poate nici motorină n-avea. Vorba mea. Ca să nu mai zic, am făcut și eu sacrificii, frate, că nu sunt pe bani. Vrei să te mii? Da, frate, nu. Am făcut și eu sacrificii ca să fii bine. Băi, plec de la hotel, îl las acolo. Acum îi dau un mesaj la om, îi dau un mesaj și zic, bă, totul bine acolo. Da, frate, băi, a fost camera cum trebuie, a fost... Da, zice. Băi, frate, eu i-am zis, băi, fii atent, vrei să mâncăm? Băi, lasă că mănânc la hotel, acolo care și restaurant. Am văzut, băi, ai mâncat, dacă îți trebuie ceva să mă suni. Băi, adică foarte amabil, frate, adică cum trebuie. Dacă îi trebuie la om ceva și nu se înțelege, mă suna pe mine și tot așa. Da, frate, zice. Îi zic, bă, dar cum te-ai înțeles cu aia? El ce zice? Vorbeam pe mesaj. El ce zice? Zice, băi, am vorbit engleză, că am mai vorbit și ieri. Îmi dă mesaj. Bun. Nu, am mai vorbit și atunci când am luat hotelul, zice el. Bun. Băi, eu am plecat, am venit acasă, frate. Băi, am venit acasă și mi-a fost puțin rău. Zic sincer, nu mâncasem, frate, toată ziua. Am fost cu ei. Nu mâncasem, alergătură pe drum, kilometri, țigări, cafele, înțelegi. Am venit acasă, am mâncat și când am mâncat, băi, mi-a fost așa rău de la stres, de la nemâncat, stresul, una alta, bă, m-a luat aiurea, mă, frate, m-am pus în pași și am adormit. Am adormit, frate, pe canapea, înțelegi, am adormit. Acum mă trezesc, frate. Sunt făcut să vreo 8 seara. Nu știu, doctore, ce ai zis, frate, n-am văzut mesajul. Sunt făcut să vreo 8 seara. Îi dau mesaj la om și zic, bă, ai mâncat totul bine, zic eu. Știi? Suma celor din chat. N-am înțeles, doctor House, n-am înțeles. Bă, acum ce zic? Băi, ai mâncat, când mă trezesc eu îi trimit mesaj. Băi, ai mâncat, e totul bine. Omul nu răspunde la telefon. E, zic, lasă-mă, o fi dormit. Băi, eu acum îi arăt. Băi, uite acolo e centru comercial, uite în partea asta e un bar, e cineva acolo, mă știi pe mine, orice problemă, mă suni, îs frații mei aici, sunt eu, e familie, dracii, lacii, morții, răniți, orice problemă, mă suni, în 5 minute sunt la tine și tot așa. Băi, a venit omul la tine, ești nebun? Îi spun eu. Da, frate, stai liniștit, zice eu. Bun. Când îi dau mesaj la om, nu răspunde. Bun, niciun fel de problemă. Bă, văd de ale mele, ies afară. Eu ies afară, în fine. Băi, nu mă sună oamenii a doua zi, mă sună oamenii a doua zi, dimineață. Eu când mă trezesc dimineață, îi dau un mesaj. Te salut, frate, ce faci? Ești pregătit? Ai dormit bine? N-ai dormit bine? Băi, ce-i zic eu mesaj acolo? Hai, pregătește, te așteptăm să ne găsim cu lumea, bem cafeaua. Băi, ce-i zic eu, mă, frate? Am mesajele, se moare dacă n-am mesaj. El nu răspunde. Eu ce zic? Lasă-mă că doarme și el. Mă înțelegi? Doarme și el. A umblat de nebun, cred că și-a luat vreo trotineta azi noapte și... Tot respectul pentru cei de aici, din comunitatea ta, nu te mai... Întrerup, scuze. Stai liniștit, doctore. Stai liniștit, frate, nu-i vorba de întrerup. Acum ce crezi? Zic, lasă-mă, doarme, omul urat. Băi, mă sună oameni. Băi, Florin, când ne vedem? Băi, ne vedem pe la 11, bine? Oamenii ce zice? Bine, frate, când vrei tu, uite, noi suntem pe stop repaus, adică când zici, ne găsim, frate, facem treaba, ne găsim, uite, a venit omul, e pregătit, bun. Bă, și sună, și sună, și sună, și sună. Zic, bă, pula mea a pățit ceva, mă, frate, cine știe, mă, i-a furat telefonul, mi-a furat. Acum mai eram cu un prieten, ăla ce zice, bă, termină, dracu, mă, i-a furat telefonul aseară. Bă, el ținea telefonul în mână așa, bă, nu mai răspundea la telefon. Băi, oamenii se apropiau ora să mă găsesc cu oamenii, frate, ca să vorbim, mă, frate. Nu era vorba că era obligat să cumpere. Dar dacă tot ai făcut 7.000 de discuții, dacă tot mai ținut 17 milioane de ore la telefon, dacă tot mai sunat băga mea și pula, dacă tot, băi, îmi vine să jur să mor eu foarte urât.
Dacă tot m-ai făcut să vin după tine, dacă tot m-ai făcut ca să mă pun pe drumuri, dacă tot m-ai făcut să fac discuții cu 7 milioane de oameni, dacă tot, răspunde și hai la discuții și vorbim și facem și drege. Mort, să mori. Zic, mamă, băi, nu-i că a murit ăsta. Băi, acum îmi vine idei. Mamă, să vezi dacă a murit, să vezi când face din aia. Pățesc altele acum, mă trage pe la tribunale. Băi, fel de fel de idei. Îl sun pe un frate de meu. Băi, trimit un copil, mă, frate, că e mai mic. Băi, fii atent, du-te la hotelul cu tare, intră acolo, te salutea. Intră acolo, caută hotelul, uite așa. Băi, eu nu știam numele la hotel. Eu-l văzusem hotelul, dar nu am reținut numele. Era un hotel din ăsta mic, cu o pensiune. Îl trimit pe fratele meu. Fratele meu pleacă cu alții acolo. Băi, fă stânga, sună-mă cu cameră. Fă stânga, fă dreapta, fă stânga, fă dreapta, gata, acolo în față. Zice, băi, Florin, e unul mare, mă, frate, aici în față, cum l-ai descris tu. Păi, e aici în față, zice fratele meu la telefon. Zic, du-te la ăla, mă, cu cameră. Se duce la ăla, nu era ăla. Dar până s-a dus, îi zice frate meu, băi, tu ești român? Ăla vorbește pe italiană, îi răspunde. Zice, nu frate, nu sunt român. Îi zice, bă, fii atent, intră la recepție acolo, intră la recepție, că și ăla e educat de bine și dacă vrea informații, află informații pe bune. Față de alții din ăștia așa mari și tare, ăla pe bune, ăla, dacă îl trimit undeva și zic, vreau informații și sau vreau să-i faci ceva, face ceva, crede-mă ce spun. Inteligent din cale afară și tupeu și inteligent și cum trebuie. A avut profesor bun. Eu ce zic? Băi, intră înăuntru acolo la hotel și ia-o pe aia de la ăla să spună unde e ăla. Intră fratele meu acolo și spune, băi, fii atent, era un român, l-a adus fratele meu, ieri la vreo 50 de ani l-a adus aici, uite așa, așa, așa. Zice, păi a plecat azi dimineață. Dimineață, de vreme a luat și a plecat de acolo. Da, bă, a plecat de acolo. Eu acum, ca să nu mă fac de râs cu oamenii că mă așteptau, m-am dus la vorbă cu ei. Băi, frate, nu-ți mai zic cum era. Era supărat, mă, frate, vrei să te mic? Foarte dezamăgit, supărat. Dar zic, bă, ce le zici la oameni, frate? Mi-a plecat, bă, l-a fugit. M-am dus la discuții cu oameni. M-am dus la discuții cu oameni. Bă, unde e ăla? Zic, băi, a avut o problemă, uite așa, a plecat până în România, el a venit doar să vorbească, eu sunt în mijlocul la problema asta și toată treaba se face cu mine. Omul când a venit să mă râd, dacă nu, ți-a zis Ferrari, decapotabil. Băi, oamenii cu trebuie, frate, nu papagal, 50-60 de ani, genul ăla care zic ăștia mafioți. Ăia sunt mafioți și pe bune. A venit acolo la treabă, la combinații, la vorbă. Ăsta nostru, crede-mă ce spun, i-a dat mesaj, atât, nu l-am înjurat. I-a zis, bă, dar de ce nu răspuns, bă, frate? Bă, n-a avut nici măcar caracter să zică, bă, mulțumesc că ai venit după mine, mulțumesc că am fost un fraier și m-am terorizat și am fugit. El s-a terorizat de combinații. Băi, frate, dacă noi nu făceam combinația cu oamenii respectivi sau nu se înțelegeau, noi trebuia să plecăm la Napoli. Eu i-am spus lui, hai că merge la Napoli și face treaba așa acolo. El știe ce a zis? Nu, nu, Napoli, că lasă că facem aici, ar fi bine să o facem aici, să nu mergem pe la Napoli. Băi, a fugit, mă, frate. Nici măcar n-a avut caracter. Băi, nici măcar n-a avut caracter să zică, bă, fraiere, mulțumesc frumos, mă, că ai venit după mine, mai... Iancule, mersi frumos. Țineți, frate, băruții, că trebuie și ții la Lamborghinile la acolo. Înțelegi? Mersi frumos, Iancule. Bă, n-a avut nici măcar caracter să zică, bă, să-ți răspundă la telefon. Atât. Să zică, bă, am avut și eu urgență și am plecat. Acum eu vorbesc cu unul din italieni care am fost cu o zi înainte și zic lui ăla. Zic, bă, i-ai adus pe ăștia, da? Bă, eu mă știu cu oameni. Zice, da, Florin, i-am adus. Bă, eu spun ceva. Zic, frate. Zic, bă, fraierul a fugit. Băi, cum a fugit? Băi, a fugit fraier. Zice, imediat, prima vorbă, știi ce mi-a zis omul? Zice, băi, ăla nu că era cumva de la gardă? Zic, nu știu, mă, mâncați aș pula, dar a fugit. Dar tu de unde îl cunoști? Băi, eu nu pot să-i zic la om, băi, îl știu că eu fac YouTube. Să moară familia mea dacă îi zic lui ăla de YouTube, dacă mai vorbește cu mine vreodată.
Mulți prieteni de-a mei, care să zici, băi, Antoane, de ce nu ai? Băi, prietenii mei, i-am zis, mulți, mulți și nu mulți, toți, îs cu interzis acolo ca să nu vadă live. Ce dracu, mă, pe bune, eu fac live, că fac eu live. Mulți nu sunt de acord, mulți se sperie. Mersi, Iancule, mersi frumos, frate, încă o dată. A, ai venit cu goldul. Mulți nu sunt de acord. Mă înțelegi ce zic? Și ce era să-i zic lui ăla? Bă, l-am cunoscut pe YouTube, frate, și a venit la mine. I-a zis, bă, îl știu pe cineva, sunt prieten cu cineva la care ăla l-a trimis pe ăsta. Păi sună-l pe ăla, zice, și spune-i de ce a plecat ăla. Cum adică a plecat? A venit, a vorbit, eu am sunat, am făcut adres, zice, să moară familia Florine, dacă era în altă parte, crede-mă ce spun, dacă nu îmi făcea plata. Și nu când făcea plata, când vinea la discuții ca să vorbească, trebuia să dea bani înainte și după aia făcea treaba. Zice, ce vrei, frate, să-ți fac dacă tu... Zice, îmi părea serios. Bă, l-ai văzut? I-a zis, da, bine. A fugit. S-a speriat, mă, frate. Aia a făcut. S-a speriat. Și-a luat panică, el prima oară a scris de la gardă, după aia a crezut că sunt oamenii lui ăla și că va fi jefuit, va fi furat, va fi în capul lui, l-a luat eroarea și a plecat. Băi, aia am avut-o ca gând în ziua aia, adică atunci dimineață. După aia când mi-a zis omul și asta și am calculat-o puțin, a zis să moară familia mea dacă nu era de la gardă. Era de la gardă, prea multe întrebări punea, prea mult vorbea, prea bine vorbea, cunoștea foarte mulți, era dintr-un, cum să spun eu, dintr-o... Băi, era un nivel foarte ridicat. Băi, l-ați auzit și voi, adică vreo 2-3 care a fost atunci pe live-ul ăla când l-am băgat, e omul care a făcut streamiar cu mine, adică băi, omul nu era fraier, adică nu, dacă tu vorbeai cu el. Dar gândește, aparent, te înșelai 100%, adică, pe bune, te înșelai 100%. Am ajuns la concluzia să cred că a fost Gabor, el într-adevăr. El a rămas puțin dezamăgit de ce zic. Eu nu l-am dus acasă. Eu nu l-am dus acasă. El nici nu știe zona exactă unde stau eu. Aiurea. El nici nu știe zona exactă. M-a întrebat de vreo câteva ori, nu doar o dată. El s-a așteptat că eu i-am aruncat, băi, aia a fost la mișto, mă, că eu am proces cu răpirii care ți-am zis soției, că știu că ai să vezi asta. Aia a fost doar la mișto. M-am jucat cu tine ca să înțelegi. M-am jucat cu tine ca să-ți văd reacția ta. Eu n-am niciun dosar de răpire, ca să știi. M-a întrebat de 700 de ori. Dar ia zi cu cum ai tu cu răpirea, cum ai cu răpirea, cum ai cu răpirea. Ai ținut-o în continuu cu răpirea, nu am nicio răpire, ca să înțelegi. Și tot așa. Omul, am ajuns la concluzia că era de la gardă. Omul inclusiv nu a plătit biletul pentru că am văzut eu ceva acolo și cred că l-a avut gratuit, că e de la ei, de la gardă, nu știu, habar n-am. Și a crezut el că destructurează vreun clan mafiot. Băi, nu știu ce a crezut. Îți zic sincer, nu știu ce a crezut. Eu am ajuns la două ipoteze. A zis, oare de la gardă? Oare s-a speriat de ea? Pentru că el tot îmi zicea de ea. Mă înțelegi ce zic? Și zic, băi, s-a speriat de ea. Că tot îmi zicea, băi, dar dacă erau oamenii lui ăla, băi, cu mine erai la masă. Nu ți se întâmpla, mă, frate, nimic. Dacă te duci singur, riști ca să te omoare la Napoli, nu doar ca să te ia bani. Băi, riști să te omoare și pe bune. Dar dacă tu ești cu cine trebuie la masă, nu ți se întâmpla absolut nimic. Tu făceai combinația, combinația nu se făcea la Napoli, se făcea la mine și eu eram la mijloc și tot așa. Și uite omul respectiv cum n-a avut nici măcar, băi, și gardă, dacă era să mor eu, dacă era puțin bandit, zicea, băi, mulțumesc frumos că ai venit după mine, ți-ai rupt din timpul tău și ai făcut anumite intervenții, a plecat ca un fraier și a luat taxiul și a fugit din dimineața de la hotel și a venit doar la discuții și atât. Înțelegi? S-a speriat. Și asta a fost povestea cu omul respectiv, ceea ce m-a deranjat pe mine. Eu am râs. Eu când mi-a zis fratele meu că a fugit de acolo, eu am râs. Exact așa a zis. Eu am început să râd. O fi fost din ăla cu imunitate diplomatică. Băi, omul era foarte ok, mă, frate, înțelegi? Doctor, era foarte ok omul, adică, bă, nu am crezut că are comportament din ăsta. Băi, eu nu am crezut că va avea comportament din ăsta.
Omul vorbea, frate, băi, Florin, eu îl încarc la Napoli, bancomat din ăla de Bitcoin, el vrea să-l încarce. Bă, era într-adevăr un pic deplasat, dar zice, știi de ce nu l-a făcut lumea? De ce, mă, frate? Pentru că nu știi mulți. El știa pe partea asta cu informatică, mă înțelegi? Știa foarte multe. Băi, foarte multe știa. Și zic, lasă-mă să-ți ajute Dumnezeu, uite, fă treaba aici, iei de aici, dacă merge bine, dacă nu căutăm în altă parte, mergem noi la Napoli, că am acolo cine ne așteaptă și tot așa. Băi, eu am încercat să rezolv în două părți, nu doar într-o parte, în două. Am sunat pe o parte aici, să rezolv aici și dacă nu făcea treaba, mergeam la Napoli și acolo era 100 la mie făcută treaba. Dar el trebuia să rămână la discuții, el nu a rămas la discuții, nu a rămas la nimic. El s-a luat efectiv și a fugit. Dar nici măcar n-a zis, bă, mulțumesc frate că ți-ai rupt din timpul tău liber și ai venit după mine. Nici măcar atât caracter n-a avut. Numai guloaiele face treaba asta. Băi, zic sincer, numai guloaiele face treaba asta. Ești un om fără caracter, degeaba mai urmări pe mine. Eu am zis mereu că trebuie să fii făcut pentru chestia asta, să faci o combinație. Nu ești făcut pentru combinații pe la revedere. Sau era Gabor. Eu am ajuns și la concluzia 90%, eu l-am avut în fața ochilor, frate. Și am stat și le-am analizat încet, încet, nu-mi vinea să cred. Zic, bă, cum a fugit, cum a fugit, de ce a fugit? Băi, unul nu ar fi fugit. Un vagabond acolo și dacă nu făcea treabă, nu ar fi fugit. Vinea la discuții, mă înțelegi? Zicea, băi, frate, hai că vedem, hai că mă gândesc și tot așa, o amâna pe situație și pa la revedere. Nu fugea. El a fugit. Tu dacă ai să mă întrebi pe mine, zi, bă, Antoane, numele lui ăla, eu spun sincer că nu-l știu. Băi, nu-l știu numele lui ăla. Eu îl știu cum îl cheamă pe el aici. Aia. Păi el îl cheamă Costică, aiurea. Sau cine știe cum îl cheamă. Mă înțelegi? Bun, puteam să aflu într-o secundă, îl punea pe fratele meu acolo la hotel, sincer, nici nu m-a interesat. Am început să râd și zic, dă-l, mă, pula, bine, mă, că a plecat, dă-l, bă, pula, că mă duc eu și vorbesc cu ea și pa la revedere. M-a dus eu. Salut, frate. Unde-i băiatul care e? Băi, băiatul a avut o problemă aseară și a plecat până în România, i-a zis. A plecat până în România urgent. Tot ce-i de vorbă, vorbești cu mine. Ai, nu ai, da, frate. Păi tu le controlezi, ia-le și controlează-le. Eu ce-i zic? Băi, eu îi zic la om pe 7.000 de variante, că eu nu sunt fraier, le știu și îi spun așa, băi nebunule. E greu cu contactul, că tu trebuie să-l ai bun. Dacă tu mergi la Napoli ca să iei bani de la Napoli, gândește-te că ea îți zice cât vrei, bă. Păi 50.000. Hai de pula mea, pachet îi face. Vine prima oară și zice, fii atent, îți aduce 200 și bun. Băi, bun, mă, adevărat. Ia, mă, controlează-i pe ăștia. Oare familia mea îi controlează? Îți buni, frate. Îți buni. Ești nebun, îți intră și la bancomat, îți intră peste tot. Cumperi țigări, ce vrei tu. Îți buni, frate. Adă-mi 50 de mii mâine. Când ți-a adus 50 de mii, te-a făcut bardaf. Băi, îți aduce și 1.000, bun, mă, ca să ți-i controlezi și 1.000, că tu îi dai înapoi. El știe, el dacă te-a simțit că trebuie să te ardă, te arde. Trebuie să ai contact, mă, frate, te duci tu așa de nebun. Gândește că am avut contacte și nu unul, foarte bune, imense de bune, extrem de bune și omul știi ce a făcut? A fugit să moară familia mea, s-a speriat aici, la 100 și ceva de kilometri din Napoli. Mi-a zis ăla. Păi și dacă mergea la Napoli, ce făcea, mă, la infart? Nu știu, frate, cred că l-a ducea cu targa, eu știu. Ei, frate. Mai curcați-mă lumea iurea. Și de-aia am zis, apel, băi, vă rog eu frumos, nu mai mă sunați că am bani, că n-am bani, că s bogat, că sărac, băi, nu mă mai interesează absolut nimic. Pe bune, respect pe băieți, respect pe cine trebuie, nu-i ca aroganță, ca nimic. Gândește că eu, în ziua respectivă, ți-am zis, nu mi-am luat copilul de la școală, locuiesc și eu undeva mai periferic, școala e într-o parte, îți trebuie mașină, mi-am pus familia pe jos, m-am dus după el, am făcut un rezervor de motorină, plătește autostrăzi, plătește elea pentru ce? Ca să tu, la urmă, să fugi și nici măcar să zici, bă, mersi mă, fraier, e urât, bă, e urât, nu se face de mine.
Nu se face doar dacă ești gabor, doar dacă ai vrut să... El făcea, bă, 7.000 de rube. Bă, dar știi pe ăla, dar știi pe ăla, dar eu l-am mirosit într-un fel, zic, bă, ăsta vorbește mult, mă, frate. Și nu prea... 32, frate, 33 fac acum în decembrie. Nu prea, mă, cum să spun eu ție, încercam să vorbesc mai mult de ale noastre, știi? Să nu vorbesc eu. Băi, dacă sunt mulți care zice, păi da, frate, dar tu cunoști Zidi și nu nume de la un clan. Băi, eu nu ți-l spun, dar asta nu înseamnă că eu nu știu. Asta nu înseamnă că eu nu știu sau n-am făcut combinații sau nu-i cunosc pe bune. Dar nu-mi stă mie în caracter că eu nu sunt fraier să vorbesc de ăla, de ăla, de ăla. Eu vorbesc de mine, povestea mea și pa la revedere. Așa și cu el în mașină. Căutasem să îl țin tot acolo, înțelegi? La care el a început să-și facă filme. Vezi, Doamne, că ăia... Zice, dar cum a ajuns ăia acolo? Băi, un barbar, mă, frate, cu terase, cu din ăla, eram o grămadă de muncitori, o grămadă de oameni, venea, bea cafeaua, pleca altul și lua suc, adică era flux acolo. Ce mă interesa pe mine, cine era ăla care stătea și gardă dacă era, dacă o gândește așa, nu mă interesa, frate. Pentru că eu nu făcusem absolut nimic acolo și eu nu mai urma nici a doua oară să ajung la barul respectiv. Dacă făceam ceva, făceam în altă parte, nu tot la bar. Am băut o cafea, e ca și cum te opri tu pe autogrill și bei o cafea. Ei, și ce? Nu vine, vine stradala, mă, frate, te oprești pe autostradă și ți-i trăstrăda la un autogrill. Tu dacă ești la o vorbă cu mine, ce faci? Fugi? Păi nu fug. Păi ce vrei? Ai făcut ceva? Păi n-am făcut. Ai cumpărat? Păi n-am. Ai vândut? Păi n-am vândut. Păi și ce ai făcut, mă, frate? Ia. Păi n-am făcut, frate, nimic. Dar dacă erau oamenii lui ăla, că acum zicea, dar dacă erau oamenii lui italianul care... Păi băi, tu nu știai o chestie, mă, că l-ai prieten cu mine, eu mă știu cu ăla de viață. Ăla nu-și permite în viața lui să mă atingă pe mine cu un deget. Și dacă nu mă atingi pe mine, nu te atingi nici pe tine. Stai cu minte. Dacă nu pățesc eu, nu pățești nici tu. Că cu mine ai venit, n-ai venit din nebun tu. Înțelegi ideea? În ansamblu, ca să zic cum trebuie pe românești. Băi, bă, băi, fraier, bă. Băi, eu spun eu, fraier, băi, cu părere de rău, a rămas dezamăgit. Deja eram dezamăgit cu rapoartele alea care le-a dat aia pe la YouTube. Zic, bă, las-o, dracu, bă, dacă chiar așa, mă, frate. Probabil era de la gardă, dar era frică de povestea cu răpirea, a intrat în panică. Băi, el cu răpirea m-a întrebat pe mine, m-a întrebat de cineva de la Iași și a zis așa. Zice, băi, el... Băi, eu într-adevăr, eu am un dosar aici, da? Eu am un dosar cu din alea aici. Băi, e pe rol, vrei să te minte? L-am acum, în noiembrie. E pe rol. Problema care este? El tot mă întreabă, zice, bă, dar nu cumva de la Iași cu ăla cu tare de la Iași îmi dă un nume mare de la Iași de acolo. Nu cumva cu ăla a fost treaba? La care eu îi zic, nu, tată, n-a fost treaba cu nimeni. După aia iar revenea, bă, mai vorbeam ce mai vorbeam, după aia iar revenea. Bă, dar treaba aia cu răpirea, nu cumva cu tare, că ea, bă, și cu tare a avut același dosar, îmi zicea mie, care tu îmi zici că și tu ești tot asemănător. Și zic, n-are trată nicio treabă, eu nu-l cunosc pe ăla. Îi zic eu nu-l cunosc pe ăla. Deci mi-a zis a revenit pe subiect din vreo două, trei ori la o cafea, frate. Ne-am oprit de unde l-a luat eu, de la Fiumicino, ne-am oprit undeva la jumatea străzii, la jumatea drumului, la un bar și stătea la o cafea. Și el tot revenea pe discuția respectivă, oarecum, vezi, Doamne, interesat pe el. Bă, eu cred că era de la gardă și a fugit. Pentru că un bagabond nu face treaba asta. Eu am râs pe bune și am zis, Doamne, am fost inteligent, că n-am vorbit mai multe. Băi, nici n-ai ce să vorbești. Băi, ești fraier să gândești că vii la mine sau eu vin la tine. Eu aș fi eu fraier să gândesc că eu vin la tine, doctore, și o să aflu eu ce ai mâncat tu ieri. Pentru că tu dacă vrei zici, dacă vrei nu zici. Mă înțelegi ce zic? El știa lucruri pentru care nu era normal să le știe. Băi, el știe ce zice? Băi, eu sunt patronul la presă și mi-arată anumite probe și într-adevăr așa era. Băi, știrea nu știu cum se numește la ea, știrea, l-am pe ăla să mor eu, mi-a trimis linkuri. El era patronul de la, avea mai multe site-uri din astea, de presă, era al doilea din Iași, mă, frate, ca să înțelegi. Era al doilea din Iași.
foarte activ pe zonă și tot așa, înțelegi? Acum, știa lucruri, într-adevăr, băi, știa lucruri și pe bune. El vorbea de cutare, dar nu cumva e răpirea lui cutare, dar nu cumva. Băi, lasă-mă că nu-i treaba ta. Tu ai venit ca să iei cașcaval. Ei, cumpără cașcaval, parmigianul și ce mai e de cumpărat. Lasă-ne cu ăla, cu ăla și cu ăla. El brunețel așa la față, înțelegi? Dar nu era rob, nu era nimic. Dar brunețel așa la față, băi, ți-am zis, părea director, să mori. Părea director, părea șef de clan, ce vrei tu, cu fular, cu ochelari, cu prezență, cu... degeaba, frate. Era de la gardă. Era de la gardă, a vrut să se infiltreze. Da, eu cred că e a doua putere în stat, presa, nu a treia. Eu cred că a doua e. Eu cred că e a doua putere. Poate când trebuie, poate și prima putere în stat. De multe ori. La noi presa că vrea face miracole. Și eu am simțit-o pe pielea mea cu presa. Înțelegi, doctore? Păburi, eu pe pielea mea am simțit-o cu presa, așa că știu ce înseamnă presa în România. Pe bune știu. Eu când am vrut să fac ceva, nu m-a luat nimeni în seamă și când am ajuns la televiziune, a zis, Antoane, hai vino cu ace. Hai să facem treabă. E, acum aștept. Trebuie să fac emisiunea și pe aia vin. A început să sune procurori, a început să sune cei mai mari, cele mai mari capuri de pe la Galați, după acolo, a început să sune. Prima oară zicea, închidim-mă ușa, cine-i mă ăla? Ei, dă-l mă, pula, bă, s-a întâmplat cu tare lui, închidim-mă ușa, că nu ne interesează. Care mă afectase pe mine, nu, eu nu, cu rânduieli și cu... Nu. Dar știu băieții care a mai povestit. Înțelegi? Asta e treaba, băi, cu ăsta, cu prietenul ăsta nostru, cu membru ăsta. Băi, ștergeți membru de la mine, te rog frumos. Vreau să ți-l șterg eu, dar nu știu cum. Îți dau blocaj, îți dau din alea, nu mai. Și mai e unul, doi. Băi, te rog eu frumos, ștergeți, nu sunt curios să stai cu membru, nu știu eu să intru acolo, să mor dacă nu-l blochez și pe bune. Lasă-ne cu metri, lasă-ne cu... Te salut, Andrei, te salut, frate. Lasă-ne cu din astea, că suntem plictisiți. A venit ce-o fi, lasă-mă că aflu, că mă infiltrez eu, să văd cu cine stă ăsta la masă. Băi, l-am dus în eroare, eu bandit să mor eu, l-am dus pe culul, l-am plimbat pe culul, l-am băgat din culul, că la urmă m-am gândit, zic, băi, are ăsta ceva. Băi, da, eu oricum n-am făcut nimic, să zici că am făcut ceva, mă înțelegi? N-am făcut absolut nimic. Dar zic, băi, m-am gândit după aia, bă, am făcut greșeli, n-am făcut frate, așa că frate și dacă ai fost de la gardă, ai plecat dezamăgit. Adică, pe bune, greșeli din partea mea n-au fost. Crede-mă ce spun. Eu știu că să vorbesc, am știu că să tac de gură, am știu ceea ce să vorbesc. El o ținea la gamă că l-am dus de la barul ăla de unde am avut, de unde am stat la discuția respectivă pe la hotelul ăla, m-a nebunit, bă, tot drumul. Dar dacă era coada lui ăla, dar dacă era, băi, știa cuvinte și din astea, frate, coadă, draci, laci, intervenții, băi, acum gândindu-mă, eu zic că era de la gardă, mă înțelegi? Atunci și obosit și stresat să rezolv cu problema, băi, el m-a ținut la telefon luni de zile a vorbit cu mine la telefon și vorbea în continuu mult. Eu închideam mereu, băi, trăiască familia ta, am venit la cumpărături cu familia. Bine, tată, bine, fă-ți treaba. Poc închidea, iar mă suna, dar niciodată eu nu m-am spart cu absolut nimic, nici măcar cu o fostă poveste, să zic, din asta care am făcut eu pe YouTube. Nu. Eu doar îl ascultam, când n-aveam ce face, îl ascultam. Și la un moment dat mi s-a părut interesant. Zic, ia, lasă-mă, pula mea, că ăsta e ultimul, fiu intelectual, de la care știi, nu mai fur cu liverul, fur cu creierul. Zic, ia uite, că n-am știut eu de Bitcoin, de mașină, că îl încarcă cu bani, banii eu am contact la Napoli, iau din aia buni, încărcăm acolo, 50, băi, nu încărcam eu, mă, că i-am zis, zic, băi, frate, ai pe cineva sau? A venit Iancu, le, mersi frumos. Noi să fim sănătoși. Iancu le ține bani de...
Ține bani pentru Lamborghini, Iancule, pune-i deoparte acolo, stai liniștit, fratele meu. Mersi, frate, mersi frumos. Ce vrei, mă, frate? Noi să fim sănătoși, dar uite că te pui în mașină, te duci, faci dreci și aiure. Te-am sunat pe tine atunci când îmi trebuia aia. Să murim, dacă vrei, eu și zic, eu recunosc, mă, frate, când te-am sunat eu pe tine. Bă, dacă n-am vrut să mă bag în datorii, să-l duc pe colo, să-l duc pe colo, când trebuia bani, nu aveam bani. Băi, vrei să te mint? Ce dracu, mă, frate, de alea de fraier, mă, să fugi așa ca ultima speță de om. Garda, mă, frate. Cine? Garda. L-a trimis pe frate, mi-a zis a fugit. Ce a făcut, mă, a fugit? Am început să râd cu lacrimi. Ce ai, mă, de ce râzi? Bă, tu faci mișto, mi-a zis frate meu, bă, tu faci mișto de mine, m-ai trimis la hotel, tu râzi? Zic, băi, stai că râd, ești nebun, nu mai puteam de râs. De ce râzi, mă? El a crezut că eu l-am trimis acolo la mișto, mă, frate. El când mi-a zis, băi, a fugit, ăla m-a plecat, auzi ce zice asta. Și eu am început să râd, el s-a așteptat să înjur, să fac, să drept. El am început să râd, la care el a zis, bă, tu, eu, ce pula ai faceți, mă luați la mișto? Eu am venit la hotel, aia a zis că a fugit, tu râzi, ce pula s-a întâmplat? Zic, dă-l, mă, morții, a fugit, ce se ia zi, frate, mi zice, ce dracu, mă, pe toți îi scăpi așa, ce le faci? Ce să ne facă, dacă sunt fraier, mă, bă, îți trebuie plămâni, mă, frate, să stai la masă. El când m-a văzut cum vorbeam cu aia, ce-o fi? Să moară familia mea, ce combinații să fac. Bă, eu când vorbesc cu agresivitate, cu din ia zi, băi, cum facem? Păi așa, bun, când, cum, ce fel? Păi, ce fac? Stau să... Adică știu să stau bine în teren, adică vorbesc de la egal la egal. Ce care mă treabă? Așa, adică mă știu cu oamenii, n-are cum să mă ardă, cum să... A venit cu mentalitate, frate, din aia, l-am văzut pe ăla, că stătea la telefon și ăla era un fraier. L-am întrebat după aia, bă, cine era ăla? Iancule, ce ai zis, Iancule? Băi, Antoane, 3 luni. Băi, 3 luni am avut din ăla, Iancule. Îți trimit acum ăla, să mă dacă vrei țară. 3 luni nu făcea ăla. A rezolvat problema sau nu a rezolvat-o? Ia zi, Iancule. Nici nu prea ai ținut, Iancule, cu mine. Acum recunoaște. Ai zis aici, te dau un gât, Iancule. Ai zis, Antoane, fă al canal. Băi, Iancule, să faci al canal, frate, îți dai seama. Trebuie să faci orele, frate, în primul rând. Trebuie să faci 1.000 de abonați. Știi că stăteam eu ca să fac live? Mult și bine, crede-mă ce spun. Băi, mult tare de tot, Iancule. Mariare, te salut, frate. Mult tare de tot. Când faci, mă, frate? Tu n-ai văzut că am stat un an de zile? Mai avem și noi pe acolo, pe acolo. Dă-i, mă, frate, drumul la șmecherii ca să facem și noi live. Ia uite, mă, frate, cum se bucura lumea acum. Făcea numai valuri din alea așa. Băi, frate. Mariare, ai făcut ăla, mă, frate? Băi, nu mai vreau. Gata, nu mai vreau pe bune. Băi, mai zic încă o dată, e a treia oară care zic am zis de 2 ori. Băi, nu mai vreau să mă mai sune nimeni cu nici... Lasă, frate, combinațiile, faceți-le cu cine trebuie, nu cu mine. Nu mai vreau să mă mai găsesc cu absolut nimeni. Băi, vorbesc cel mai serios. Nu mai mă interesează niciun fel de combinații. Eu am făcut odată de mult, le-am plătit pe toate. Acum eu îmi fac o poveste pe internet, dacă îți place, dai like. Dacă nu-ți place, nu dai like. Dacă vrei, stai. Dacă vrei, nu stai. Adică nu mai vreau obligații și pe bune. Deci nu mai vreau obligații și pe bune. Că eu am vorbit cu cineva și mi-a zis, păi bine mă, dacă ai 1.000 de oameni pe live, tu ai 20, dar dacă ai 1.000 și toți 1.000 au câte o combinație, ce faci? Fugi după ea? Păi da, frate, ai dreptate. Păi zici, îți complici viața. Și am ajuns la concluzia că așa este. Lasă, că uite, poți să fii de la gardă, nu mai, gata, nu mai merge cu încrederea. Poți să fii de la gardă, poți să stai cu mine 7 luni la telefon și eu nu mai am încredere, nu mai știu cine ești. Lasă, frate. Fiecare să-și facă combinația lui cum îi ajută Dumnezeu. Eu nu fac nicio combinație, fac live și ăsta sunt, așa mă cheamă. Nu mai, băi, hai că facem, că dregem, nu mai. Hai, mă, Mariane, că nu te cred. Bravo, frate. Trebuie să dai din băut, Mariane. Trebuie să dai din băut, Mariane. Bravo, frate. Nu mai vreau, gata. Combinații cu lumea, cu din alea, băi, frate, hai că facem, că dregem. Nu mai, că uite, te duci după ei, fugi, faci. M-a lăsat pe mine cu oamenii să vorbesc. Da, nu mai, gata. Lasă-mă, tata, am și eu pe ale mele, am și eu copil în casă. Învăț și eu de ale mele.
Lasă-te. La o adică pentru ce? Că nu vreau nici bani, nu vreau absolut nimic. Pentru ce? Păi, ca să fiu eu băiat cu ăla. Aia, și ăla mai avea puțin și îmi punea garda pe cap. Îmi punea cătușile la spate. A, bă, ce dracu. Avea cătușile la ăla. Ce zici, ce e Iancure? A, păi a picat combinația. Uită-l pe Dobrican, frate. Te salut, Dobricane. Ce faci, frate? Băi, Mariale, nu e vorba, mă, frate. Te-am întrebat așa, nu e vorba de aia. Nu e vorba că nu e nimeni, nici mai presus, nici cârpă, nici din alea ce ai zis tu acolo. Bravo, frate, important că ți-ai rezolvat treaba și atât am vrut să știu. Lasă așa. Important că ai rezolvat treaba, nu... Scrii mult și tu, Marian. Ești ca ăla care vorbea în continuu. Noi, bă. Ține-le pentru tine, că mai avem gardă pe chat aici. Care treabă, Dobricane? Care treabă, frate, s-a terminat acolo? Care treabă, mă, frate? Cu ăsta, cu YouTube-ul, zici? Da, poate și eu, Gabor, zici. Ce să rezolvim, mă, frate, aiure? Suntem aici. Ce dracu să rezolvi? Da, tu ești de la Deicot. Băi, frate, nu mai am încredere în nimeni și pe bune. Dar nu mă mai interesează, frate, să mor eu dacă vă mai mint. Nu mă mai interesează și pe bune. Înțelegi? Băi, stai așa. Iancule, ai zis din moderator, de la l-am dat înapoi și lui Florin, ți l-am dat și ție. Dacă, oricum nu ne înjură nimeni, dar dacă tot le-am luat acum... Cum să zic, le-am dat-o și lui Florin, nu mai dau la cineva, am pe cineva care nu mai trebuie să-i dau și asta e. Da, nu-i vorba că ar face ceva, dar înțelegi. Cu cine te înțelegi mai bine dintre vloggerii români? Păi, dar eu sunt mic, frate, nu sunt vlogger, eu nu, sincer, nu mă înțeleg cu niciunul. Păi nu sunt oameni de treabă. Nu sunt oameni de treabă. Cu cine mă să mă înțeleg? Dar nu-i vorba, mă, eu mă înțeleg cu toată lumea, mă, frate. Ai, cât e glumă, e panorama. Eu mă înțeleg cu toată lumea, frate. Ce treabă? Dar nu colaborăm, nu vorbim, nu avem chat-uri, nu avem din alea, nu avem... Te salut, Dobricane. Ce zici, mă, frate? Care-i treaba? Iar pleci, Dobricane? Iar a plecat betoniera? Iar a plecat betoniera? Nu sunt curios, frate, nu știu. Nu vorbesc cu oameni, nu urmăresc, nu vorbesc, nu. Să fie toți sănătoși, să le ajute Dumnezeu, să le fie bine. Iancule, ce zici tu după alesă? Iancu, m-a nebunit și pe mine. Pă bune, doctor, n-am treabă, frate, adică nu fac, nu vorbesc cu ei, nu sunt prieteni, nu... Da, Iure, eu îi respect pe toată lumea, mă, frate, dar nu mă consider nici coleg cu nimeni. Crede-mă ce zic, eu dau drumul la live, nu ești, mă, tu, adică, bă, coleg, ci, adică, că ce, că eu dau, fac live și mai face 7 milioane de oameni, ci eu sunt coleg cu aia, eu mă văd coleg, alianții, nu mă interesează, mă, pe mine, eu și ei, si. Nu mă interesează, când ai văzut, îți face ceva, le faci un video, apelează la metoda ușoară să-ți blochezi ăla, să facă Caterin că a, ce tare am fost noi. E, nu, m-a spus fraier. Ați văzut că ați fost fraier. Ce drept faci prăduiel de mea. Vai, dar am stat ieri până și am făcut. Așa, și ce ai rezolvat? Uite, mai forță.
Ți-a ajutat, da, a făcut. A făcut starea civilă, a zis. Bravo, Iancule, nici nu mai chema. Băi, eu am zis la combinații să nu mă chemați, dar voi la o masă, la o mâncare, la o băutură, pot să mă chem liniștit. Eu am făcut 12 euro. Bravo, Dobricane! Nu bași aici 15-20. Ai făcut 12. Nu mai ieși tu să faci o cifră din aia rotundă. Hai, bă, Antoane, dau și eu o cafea azi dimineață. Nu mai faci din ele. Hai, bă, Antoane, vezi că ai dat retragere. Dobricane, vezi că mi-apare. Și nu doar tu, a mai fost și alții. A dat retrageri. A dat retrageri. Băi, nu-s curios. Băi, eu am pe bune. Nu-s curios. Acum mi-a donat, i-am zis. Dobricane, Dobricane, ai dat retragere. Mi-ai dat 10 atunci și mi-ai luat 20 să moare faia. Ai făcut măgării la YouTube. Fiecare pe treaba lui, frate, ai înțeles, doctor? Fiecare nu sunt curios, frate. Tu n-ai fost. Nu sunt, frate, curios. A, cu Racoș m-am înțeles. Adică a fost altceva. Am mai vorbit cu omul. A fost, dacă e băie așa, mai de mult. Dar nici cu omul n-am mare prietenie sau. Da, mă, frate, eu singur, fiecare singur. Dacă ei l-au adică fiecare singur pe drumul lui, mă, frate. În rest, eu n-am și cu cine am mai vorbit. Am mai vorbit cu Nelson, parcă mai de mult. Atât. Adică n-am niciun fel de treabă. Nu fac colaborări, nu fac filme, nu fac. Da, eu. Am dat 10, am retras 40. Bravo, Dobricare, mi-ai făcut măgării. Să mor eu dacă nu minți. Să mor eu dacă minți, mă, Dobricane. Mare măgării mi-ai făcut. A apărut, a intrat Dobrican acolo. Vezi, hai, vezi din betoniera ta. Băi, dar a întrebat cineva Dobricane. Aseară am dat drumul pe la 3 noaptea când am rezolvat treaba cu live-ul și am intrat pe live. Cine era? Era cineva care întreba de tine și eu nu știu ce a zis de tine. Zic aia, nu, că doarme Dobrican, la care omul zice, îi păzește șantierul. Auzi cum a zis de tine, Dobricane? Păzește șantierul, zice Dobrican. Zice, lăsați-l, mă, pace, nu doarme, păzește șantierul. Te-a făcut paznic. Ai făcut măgărie de la... A venit Iancu cu suta aia mare. A venit. Face cum face lupul. Mersi, Iancule, frumos. A, bă, cel mai calificat Iancu. Vrei să te mint? Iancu, Florin, ăștia. De la starea civilă. Na, Dobricane, a venit cu darul. Dobricane, ți-a băgat darul frumos. Au, au! Mersi frumos, fratele meu! Mersi, frate! Băi, țineți bani, mă, frate! Ți-am zis! Ți-am zis și mai sus! Țineți bănuți acolo! Lasă, frate, ca să dea și Dobrica! Să dea și Dobrica! Bagă Dobrica una din aia de 500 acum! Stai să-l vezi! Băi, Antoare, că nu bagă! Hai să vezi! Ia în culei, vine acum Dobrica! Ia să-l vezi! Uite-te la el! A făcut 12 euro, a zis! Mamă, să vezi nervi pe Dobrica! Să vezi. A, tu ai rămas cu lemnele. Nu ți-ai luat pelet din ăla să faci și tu frumos cu centrală, cu drag. Mersi frumos, Iancule. Ai venit frumos cu euro. El făcea retragere. El acum știi ce făcea? Făcea retragere de două ori. Vroia 200. Bă, zicea ăia la cont. Bă, ești nebun, are la în cont atâția bani. Tu vrei să iei tot. Făcea retragere, Dobrican. Făcea retragere. Băi, Iancule, dar cum fac, mă? Băi, nu mă înveți și tu pe mine deloc aici, așa. Ai, poate, știi că te-am blocat odată? Nu, pe Florin l-am blocat. Am vrut să-i pun ăla, nu știu eu din ăla. Lasă-mă, că dacă nu ne închide ăștia canalul, facem cu melodii. Bă, s-a jurat să facă, să dreagă, că s-ar putea să închidă canalul. Eu am zis, bă, sunt puternic, crede-mă ce zic. Sunăm, Timișoara, alo, Antoane, plătești șmecheria, niciodată. Nu plătim, mă, șmecheria.
Asta e. A, că vine un fraier și îl pui la masă și te arde din bani și fugi, ăla e fraier, e slugă. Nu consideră că plătești șmecheria. Fuge cum a fugit ăla. Era mare vițelul. Băi, mare vițelul. Când s-a urcat în mașină, a trântit ușa odată. Așa a zis, bă, pula, dacă n-a rupt ușa, s-a făcut ușa ovală. Băi, mare ăla. M-am văzut eu acolo, așa mă uitam la el. Zic, mamă, să moară faimă. Îi zic, bă, lasă și tu scaunul mai în jos, mă, că stai cu capul în tavan. Stai, liniștit. Am zis, bă, ăsta e vreun mafiot. Nu îl pot crede, zice. El face retragere. Dobrican e sărac, mă, frate. E sărac. E mai sărac ca mine, Dobrican. El știe unii Dobrican, acum nici nu mai e păceat. Umblă pe canal, pe la mine, pe acolo. Zice, ia dă-mă să văd câți bani are ăsta. Umblă pe acolo, bântuie din nebun, pe canal, pe acolo. Caută bani pe acolo. Dobrican e nebun, mă, frate. E băiat bun, ține din glumă, dar e și nebun. Caută bani tot timpul. El nu mai e aici pe cea. Să moră, dar a aplicat. El a văzut suta acum, știi unde e? Zice, ia dă-mă să văd unde s-a băgat suta de la Iancu. El caută suta de la Iancu. Băi, vezi de treaba ta că a intrat unde trebuie, nimic. El o caută. Băi, stai cu minte, Dobricare, caut, dar nu o găsești. Tirată, e pusă bine. Crede-mă ce spun. Nimic, Antoane, că vreau și eu ceva de acolo. Vezi de treaba ta că ai făcut 12 euro. N-ai și tu un pic de... Nu prea se merge mâna. De ce oare? De ce oare nu prea? Băi, cum fac mă să iau membrul ăla? Iau membrul ăla. N-am cum să fac. Omul a plătit. N-am ce să-i fac. A plătit omul, n-am ce să-i fac. Mă înțelegi? Să zici, bă, vorba vine, la glumă zic. Dar nu mai vreau nici membru, nici să scrii, nici să trimiți mesaje. Băi, îți arăt să mă râd. Dar n-arăt, frate, care numărul. Băi, nici n-am vizualizat nimic. Aștept, s-a făcut. Dar... Ce naiba, mă, frate? N-am făcut, frate, ce ai trimit? Uite, nici n-am mai vizualizat nimic. Băi, absolut nimic, mă, frate. Ce dracu. Urât este. E, bă, noi să fim sănătoși, să fii sănătos ei acolo. Era gardă, era gabore, a venit să mă aresteze în civil. Bă, vine din România să mă aresteze pe mine în Italia. Ce dracu, bă, e aiure. E urât. Poți doar să-i dai bloc. A, la ăla, la membru? Da, păi eu să intru și dau bloc, pe bune. Intru azi și dau bloc. O, mai n-are ce căuta cu noi. Nu, frate, nu. Du-te, tată. Și mai e un membru. Mai e un membru care tot așa îi suspect. Și îl luăm și pe ăla frumos. O, mă interesează că nu-i vorba că ești membru. Că, da, măcar să nu, adică, să fim așa mai curați. Vrem lângă noi pe cine trebuie, mă, frate. Nu o vii cu din alea urâte. Poți anula doar dacă anulezi toți membrii. Nu merită. A, să-i anulezi ăla, da. Bă, ești conștient, omul și-a luat cu adresă din aia, Iurea. E o adresă din aia și-a luat membru, că el făcea caterică cu Dobrican, înțelegi? Și făcea caterică și Dobrican l-a făcut sărac, nu știu ce i-a zis Dobrican și vezi, Doamne, el și-a luat membru. Înțelegi? A făcut din alea, ia uite-mă cine sunt eu, că mi-au membru acum. Stai, mă, tată, liniștit, nu-i vorba că ți-ai tu membru, e vorba că nu ești om, adică pe bune. E vorba că nu ești om să zici, bă, măcar, băi, frate, am avut o problemă, am plecat, înțelegi-mă și tu pe mine și tot așa. Tu ce faci? Păi, se vede urât. Ce dracu. Le pune la drum așa, Iurea. Iancule, ce-i zice Iancule? A băgat suta aia mare, Iancu. Băi, Iancule, ce-ai zis? Băi, Antoni, fă canal, că s-ar putea să nu mai facem live deloc 3 luni. Aia. Stai, mă, cu minte, Iancule. Ne rezolvăm noi, frumos, așa, elegant. Rezolvăm frumos, elegant. Băi, plecam în Germania. Ascultă-mă ce spun eu, plecam în Germania. Ai să zici, bă, Antoane, nu plecai.
Știi, prietenii care au vorbit cu mine. Băi, plecam, bă, pe bune. Am zis, bă, fii atent, nu rezolvați problema, plecăm. Am scris și acolo și am zis, fii atent, că ne găsim. Îmi dădeau blocaj, ca la terorizați. Blocați, 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 blocați. Ai, de capul lor. Uite, mă, cu 20 de oameni pe live. A, că l-ai pe Iancu. Câștigi meciul și nu la ori 2. Îl câștigi fără nimic. Ei stă o grămadă și poate nu face niciun euro. Gluma-i gluma, Antoane. Unde se cred și smalmări? Da, frate, da. Da, Dobricane, așa este. Bă, gluma e gluma, ai dreptate. Unii se văd prea smart, doi, unii pe bune. Bă, ăla vorbea când dă picioare, ăla. Să moară familia când ne-a sunat, când ne-a scris și când ne-a sunat să moară familia mea, dacă nu... Blocat, direct, blocat. Eu te mă, pe ăștia, bă. Bă, ce dracu ești, mă, terorizat în halul ăla? Păi, eu sunt la Leonardo da Vinci, tată, cel mai mare aeroport din Italia și după Europa cel mai traficat. Nu, traficant, adică că trece multă lume pe el. Bă, nu, dar în zi, ăla de la Frankfurt, de Rimania, aeroportul ăla, de la München, și ăla iar, ăla de la München, din Germania. Da, frate, așa este, Dobricane. Unii se cred smart doi și zvai de capul lor. Așa este, să mor eu dacă n-ai dreptate. Da, Dobricane, ăla, da. Am fost și la Frankfurt, dar am fost și la ăla, la München. La Frankfurt m-au dus aia și la München am plecat eu. Am zis eu, nu mai mă duc la Frankfurt, plec de la München. Mă are frate și ăla, intră metrou acolo înăuntru. L-ai văzut ăla la München, intră metrou în el, frate. Cobor din metrou, ești în aeroport, înăuntru. Mare, imens, frate. Mare, mare. Mi-a plăcut ăla la München. Ăla altul la Frankfurt nici n-am apucat să-l văd, frate, că a venit garda și ne-a scos din avion. Ne-a luat din avion pe noi. Ne-a scos primii din avion, dar pe la coada avion. Ne-a așteptat dubile acolo de gardă când m-au dus. Eu nici nu l-am văzut pe ăla din Frankfurt. Ce dracu să-l văd? Ne-a luat garda după pistă, mă, frate. Ne-a luat după pistă și ne-a băgat pe acolo, am ieșit și ne-a băgat și la vzdup, la arest preventiv din ăla. N-am văzut aeroportul. Am vrut să le zic, bă, mai plimbați-vă și pe mine puțin că vreau să văd aeroportul. Că tare îmi place. Dar ei nu m-am înțeles cu ei. Că nu vorbea, frate, românește și nu m-am înțeles cu ei și a zis, nu, hai la arest. Pe Paris ăsta e imens. Te pierzi pe bune. Da. Și Parisul, frate. Dar să-l vezi pe ăla la Bacău, la noi. Să-l vezi pe ăla probă de aeroport, ăla la Bacău, la noi, sau să-l vezi pe ăla de la Iași, bă, la Iași. Dar să-l vezi pe ăla la aeroportul de la Galați, bă, că nu este aeroport la Galați. Lasă-mă, n-are nimic. Zice și noi că este, ce dracu. Și el a zis că a venit la combinație și până la urmă era gapor. Așa și noi. Aeroportul de la Galați e cel mai frumos, frate, ca să știți. Băi, Antoane, că n-ai aeroport. E, nu este. Este, nu știi tu. Este, frate, dar ai uitat tu de el. Să-l vezi pe ăla de la Bacău. Ce vorbești? Bă, eu am plecat odată de la Timișoara. Să vor ști unii m-am urcat în avion. Bă, pe pistă, mă, trecea avioane pe lângă noi. Noi ne-am urcat pe acolo. Bă, e nebune aia, mă, România, să mor eu, dar... Ăștia nu, frate, siguranță, un alt. Dar ăia sunt nebun la noi, mă, dă drumul. Hai, mă, ieșiți. Te duci la avion, te urci în avion. Tu, dacă vrei, te urci în alt avion și tot așa. Care fumează, care face fiecare ce vrea, mă, la noi. Să mor eu dacă te mint. Aici te ia ăștia altfel, băi, ia vină un coace. Este, dar nu pentru toată lumea. Să știi că este, dar nu pentru adevărat, doctor. Este, dar nu pentru... Este aeroport verde. Vrei să te mint? E aeroport la noi, mă. Ești și la Brăila aeroport. La Brăila e mare, mă. Ce aeroport e la Brăila? Mare la Brăila aeroport. Ești nebun. Și unde l-are? Direct pe Dunăre e aeroportul la Brăila. Băi, Antoane, ce vorbești, mă, tu minți? Dacă zic că are vere. Eu îl știu. Am decolat după el de foarte multe ori, frate. Păi eu luam Galați Brăila. Eu când mergeam la Brăila de la Galați, plecam cu avionul. Băi, Antoane, nu este, mă, frate. Este, mă, și la Tecuci.
Dar să vezi pe ăla de la Tecuș frumuseți. Să nu mai vorbim din partea ailaltă din zi. Ăla de la Botoșan. O mai vorbim de ăla. Ce dracu mai vorbim de ăla. De acolo au plecat, da, de acolo au plecat, de acolo au plecat pe bune. Ai văzut cum le-a luat? Hai, lasă că vă întoarceți voi cu avioanele, dar prima oară plecăm cu ăștia cu care face România-Italia. Sau România-Germania, România-Spania și tot așa. Băi, să-l vezi pe ăla de la Botoșani, frate, aeroport. Mă aude vreo unul, zice, ia uite, cața-și pula ce zice nebunul ăla. Se uită părinte, ea a făcut ăștia, a făcut vere. A făcut aeroport, a făcut... Dar noi avem și autostradă, mă, frate. Avem de la Galați la Brăila autostradă, de la Galați la Tecuci iar autostradă. Toată România nu mai autostradă avem. Cu autogriluri din alea șmechere. Nu, că te duci așa și te piși pe oameni pe acolo, mă ierți tu. Opel Zamfir au plecat pe Italia să mor eu, dar adevărat. Și când s-au întors a zis, hai să luăm un seria 5 din ăla negru și să pui la numere. Băi, într-adevăr, eu înainte, acum nu mai sunt pești, dar înainte îți dădeai seama dacă are femei la produs după numărul de matriculare de la mașină. Avea M de la Mariana, un exemplu, și R, A de la el. Deci îi punea inițiala ei, zicea, hai fă-te dracu, te pun și pe tine pe număr, și după aia punea și pe lui, înțelegi? Și îți dădeai seama, dacă avea vreun BMW, vreun Audi, îți dădeai seama, zicea, a pus-o, uite prostituata, a pus-o pe număr. Ele așa vroiau multe. Hai pune iubi și numele. Da, să fă că ți-l pun să moară. Tu cumpără mașina că îți spun numele pe ăla. La numere boss, da. Dacă zic ce număr am avut eu la mașină, nebunești. XXS. Cel mai mic. Înțelegi? Cel mai mic. Cel mai mic, frate. Ce-ai zis, mă, frate, acolo? Mă, Dobricane, ce-ai zis? Măicănești? Sau ce-ai zis, mă, frate, că n-am văzut? Am doar că ai ochelare aia proști. E, ce vrei să fac? Dacă sunt negri, ce să le fac? Da, mă, frate, și după aceea zi, iubi, luăm BMW-ul și te rog eu frumos, faci și nuntă cu mine. Știu eu vreo doi. Faci și nuntă cu mine, te rog eu frumos, da? Eu mai stau acolo și mai mă chinui, da? Și tu faci tu pe mafiotul pe acolo și e bine așa. Ce a zis, mă? Nu, Verina, nu știu ce să le. Din bagaje zici, nu știu. Nu știu, frate. Acum vă povestesc eu cu niște bagaje. Când s-am văzut cu 2-3 mii să mor eu, dacă nu... Te salut de la Craiova. Te salut de la Italie, de aici, de la Maraca... Marocare, eram să zic. Macaronar. De la Macaronar. Antoane, n-ai putut să zici din prima. Ce vrei, măi, dimineață? Tu nu vezi că am... Cât am? 2 ore pe live n-am fumat și eu o țigară. Antoane, n-ai țigări. N-am, să mor eu. Marocana, da. De la Marocana te salut. Salut de la italieni ăștia nebuni. Care bagă frica românii. În anumiți români, că unii sunt cum trebuie, frate. Unii nu, adică pe bune, zicea, bă, că va la familia lui. Dar unii se sperie cum a fost ăla și fuge. Ce vrei să faci? Asta e situația. Unii fug, unii vin. N-ai ce să... Băi, eu, într-adevăr, de când m-am dus la aeroport, ceva am mirosit eu, adică, cum să spun eu ție, nu eram în apele mele, mă, frate, adică să nu crezi că eu eram în apele mele. Băi, am mirosit eu, putea să fii un dușman, putea să fii absolut orice, dar nu ai problema că era doar. Ce dușman mi se rupea mie, ula de el în aeroport, acolo, ce să... A, bă, ce dreapă.
lăsam pe autostradă, îi futeam 5 mașini față-spate să moară familia mea, îl dezmembram. Ce dracu să fac? Dar te aștept, adică puteai, am pus și riscul că era de la gardă, am pus orice risc pentru că e normal. Am pus și că era cu bună credință, dar l-am văzut, zic, băi, ok, omul, știi. La un moment dat îmi părea rău, zic, uite mă, nu l-am luat pe om acasă, și-a luat hotel, dar și eu aveam treabă, știi? Îmi părea rău, zic, uite mă, nu l-am adus pe om acasă, l-am dus la hotel, dar el a zis că și-a luat hotel, eu aveam și eu treabă, vezi? Nu, mai, nu-i mai bine așa, lasă-mă, tată, nu mai veni tu acasă, vezi de treaba ta, cine știe. Mi-a zis, băi, Antoane, dar tu când cauți mașina așa din când în când de microfoane, de interfoane, de... A zis, nu caut nicio mașină, eu le schimb, ce dracu să-i fac? Caut mașina cu interfoane, de interfoane și de... Că pune garda, că nu pune garda. Băi, mulți au văzut prea multe filme. Cu telefoanele, băi, vă rog eu frumos să-mi spună și mie, să mă sune cineva pe privat, în afară de dosar de prostituție, să mă sună și pe mine cineva pe privat să-mi spună pe Italia a fost arestat cu interceptări. La ce nivel? La nivel de furturi, la nivel de combinații, la nivel... Băi, nu te ascultă garda pentru furturi aici, mă, frate. Băi, nu te ascultă pentru furturi. Când te ascultă, te ascultă. Că prezinți interes. Nu te ascultă că tu ai spart un magazin și mulți, cum erau și aia de la București, nu vorbeau, frate, pe telefon, îți dai seama ce mafioți era ei și îi srupți în gură de foame, să moară familia mea, merg cu un BMW decapotabil și fac foame în continuu. Dacă îi chemi acum și zici, hai mă, vino aici ca să vorbești cu mine, zice, păi n-am motorină. Ce dracu, mă? Dar ei nu vorbesc la telefon, îi arestează pe ei, interceptări din alea, filme, băi, mulți își fac filme, mă, frate, în cap. Mulți își fac filme în cap, aiure. Băi, bine să fii precaut. Dar dacă tu ești un amărăvai, adică ce dracu ai din ălea că te ascultă? Bun, nu vorbești multe treburi, vorbești și din vorbit. Dar l-am mai văzut și genul ăla, te duci la masă cu el și îți ia telefonul după masă și îl pune la altă masă. Ăla e primul semn la fraierul ăla, care e cel mai fraier om posibil. Ai să zici, băi, precaut. Nu, măi, fraier, crede-mă ce spun. Te salut, Narcise, te salut, frate. Îi fraier, ascultă-mă ce spun. Dacă tu știi că nu e o grupare, nu e un șeful la vreo bandă, nu e, adică, băi, frate, e un mizilic din ăsta așa pe aici care supraviețuiește și el cu un parfum și două perechi de Adidas. Te duci și vorbești cu el și mai dai și tu o comandă, îți ia telefonul după masă și îl pune pe masa aia altă. Zice, hai frate, să vorbim acum, mai veni și cu pe voce. Hai frate, să vorbim. Te uiți la el, zici, ce dracu, dă-mă dracu telefon. Băi, am fost la un avocat, am pățit acum o lună de zile la un avocat chestia asta. M-am dus la avocat, dar măcar ăla zici, dă-l bă, dracu, e avocat. Avea o combinație ăla, în fine, într-un fel sau altul, puteai să-l înțelegi pe ăla. Era terorist așa avocatul ăla, cât o făcea de nas, a tras în continuu și ăla pe acolo, deși a rupt nările. Și când m-am dus eu, a luat telefonul meu, telefonul la persoana ailantă, eram cu o problemă la cineva, nu cu problema mea, și eu am fost doar cu el acolo. A luat telefon, nu, dați în telefon și le-a băgat într-un birou din ăla. Zice, nu, că asta e treabă, zice, serioasă. Să mă rog, dacă nu m-am scârbit, așa zic, dă-l mă, dracu. Mă, ce se vede ăștia, mă, Totorina, mă, ce te vezi, mă, Rafaele Cutulo, mă, ce te vezi, mă, Pablo Escobar, ce te dracu, mă, tu ești un amărât să moară familia. Bună, la avocatul avea bani, pe bune, are bani, are bani mulți. Dar, în general, ce are o, s-a întrerupt iar? Iar de rapoarte ăștia? Iar de strike-uri? Care e chestia cu telefonul? Poți repeta, te rog, să nu asculte? Da, frate, adică eu vin și vorbesc cu tine la masă. Și eu dacă am în capul meu că eu sufer de mafiot, doctore, dacă eu sufer de mafiot, tu ai telefonul pe masă, pachetul de țigări, mă înțelegi ce zic? Eu la fel. Eu ți-l iau, ții frumos așa și le pun undeva la altă masă. Hai, frate, să vorbim, să nu ne ascultiți. Și tu nu vorbești nimic. Bă, ce-ai vorbit tu de mare? S-a activat toți senzorii până centralele operative. Ce-ai vorbit?
Păi n-am vorbit mâncați, aș am vorbit de o combinație cu cupru și cu fervei. Bun, o combinație normală de a ta, să fii sănătos, tată. N-ai vorbit cine știe ce mafie, n-ai asasinat pe nimeni. Lasă-o dracu de asasinări din astea online. Ce-ai vorbit? Păi și ce-ai făcut? Da, dacă mă ascultă. Băi, tu n-auzi când afară din dosar din prostituție, aici pe Italia vorbesc, pe România, da, este. Băi, pe România recunosc. Într-adevăr, la noi te ascultă, te interceptează altfel. Eu vorbesc doar de Italia. Deci doar de Italia vorbesc. Eu, în alte părți, într-adevăr, telefonul e periculos. Aici, în afară de prostituție și de grupare organizate din alea mari, ăștia fraiere face și gesturile la șmecheri, bă, frate, mă înțelegi? Dar ei sunt fraieri. Vine și ți ia telefonul și îl bagă de sub masă și hai să vorbim acum. Tu stai așa, te uiți la el, dar de ce ai luat telefonul? Mă sună nevastă, mi-a ieșit prost la cap, e gata mâncarea, de ce mi-ai luat telefonul? Păi da, dacă ne arestează. Bă, tu îți dai seama ce atentate ai făcut-o acolo, ce planuri să arunci judecători să fac. Tu îți dai seama ce în capul lui? Terorizați, ăsta e semn de terorizați, pe bune. Băi, faci mă, frate, eu nu vreau să fiu înțeles greșit, faci și chestia asta. Dar când ești la un nivel foarte mare, mă, frate. Dar ce români a fost arestații până interceptări? Băi, au fost. Ca ai să zici, băi, Antoane, au fost. Da, mă, frate, sunt de acord cu tine. Dar nu ăștia, mă, care a furat două sticle de whisky și șase parizeluri și două perechi de Adidas din magazin. Ăștia fac gesturile. Ăla calificat, în primul rând, nu-ți umblă cu telefon din ăsta șmecher la tine, din ăsta. Telefon din ăsta cu mai modern. Umblă cu telefon din ăla bătrân și când vine la discuții, nu vine să facă gesturi la masă. Asta e ideea. Nu vine să-ți ia ții telefonul și să-ți-l ascundă. Ăla când vine, vine fără telefon, știi unii să vorbească cu tine, nu stă să-ți bagi ca băi, puneți telefonul, ți-ai pus telefonul, nu ți-ai pus telefonul. Ăla ți-a zis două vorbe la un tomberon din gunoi și ai înțeles-o. Care mafiot și interlop și... L-ați văzut, mă, pe interlopul ăla de România ce a făcut? N-am, mă, l-ați văzut pe ăla. Uite, mă, pe ăla. Pe ăla se compară, mă, cu faptele mele. Ăla vreodată se compară cu faptele mele. Băi, Antoane, nu ești interlop. Nici nu vreau să moară familia mea dacă aș vrea vreodată în viața mea să fiu interlop ca ăla, ca Mircea Ursul ăla sau cum îl cheamă pe ăla. Pe ăla l-a arestat. Băi, lasă ăstea că e sportiv, că te bate, că te sparge. Și așa făcea cu cheia valurile alea să moară familia mea. El trebuia să-i desmembreze pe aia doi. Sau câți era? Era unul. Făcea cu cheie pe acolo, cu cheia mână la luptător. Hai mă, băie, ce dracu mă. A fost odată la viața lui, acum e vai de capul lui. A luat un, să vezi mafioțeala lui, a luat un buchet de flori de 1000 de euro, am înțeles, dacă nu mă înșel. A făcut băgării, a fugit de la florării, nu l-a plătit. Băi, faptele lui astea sunt. A luat buchetul de flori, a fugit, ca să-l dea la aia, lui nevastă sa. După care a fost la un restaurant și a făcut un live că, băi, zice presa, zic eu, zice presa, frate, este o grămadă de știri. A mers la un restaurant și a mâncat o ciorbă de burtă și a băut o șampanie Ferrari. Ce dracu, o șampanie Ferrari, așa și... A dat țapă la restaurant, a fugit și n-a plătit mâncarea. Interlop, mă, ca să vezi la ce nivel interlopea la asta. A fugit și eu nu vreau, niciodată în viața mea nu vreau să fiu interlop din ăsta. A fugit și a lăsat restaurantul acolo. S-a uitat aia, cred că și chelnerul ce fiz. Lasă-l mă dracu că îi plătesc eu la amărâtul ăsta. Dă-l mă, pula mea că-l cunosc. A fost și el badigoar la un om de afaceri, îi plătesc eu. Ăla chelnerul de acolo așa a zis, ascultă la mine. Lasă-l, cine a mâncat mă, ăla? Lasă-mă, lasă să dau de pomană, am și eu morți, dau de pomană, o fi zis om. A fugit de acolo. Și a marea bătaie, scandalul s-a luat cu unul la care el a desmembrat părerea mea. Dar el era cu cheie în mână și făcea ninja, s-a văzut ninja, făcea din alea jaloane, din alea cu cheia. Uite, faptele de interlop. Da, faptele de interlop. Ai mare interlop a României, domnule, ce a făcut? Ce a făcut? M-a făcut fix pula mea, dacă la vinea la o faptă cu mine, nebunea, fugea. Băi, voi n-auziți că mulți de la București, de la lume mare, a fost cu mine și a fugit? Băi, a fugit, dar vrei să dau nume. Hai să zici, băi, Antoane, dai nume și e urât.
Băi, îți dau nume care tremură România, nu București. A fost cu mine mulți aliați de-al oamenii, a fost cu mine aici. Și crede-mă ce spun, au fugit. Azi, nu, frate, să moară familia. Am făcut și noi niște jafuri pe Dubai, le-am plătit, dar nu mai vrem. Când am văzut ce fel se operează, a zis, nu vreau, frate. Am făcut, acum am ieșit din Dubai, voi sunteți nebune, a zis. Ce dracu, mă, fapte, Mircea, ursul s-a dus și a făcut buchetul de flori la nevastă sa și l-a luat garda și la pușcăria. Fapte. Fac fapte să moară. A, e bun că n-ai luat două buchete, că dacă luai două buchete să moară familia mea, cred că pe bune zi, îți dădea și, nu recidiv, îți dădea din aia, cum se cheamă, pericol, pericol, eu nu știu, pericol pentru flori, cred că era florile aduse, nu știu, era din afară florile. Băi, nu înțeleg de ce l-a băgat la pușcărie. Ăla nu era de băgat la pușcărie, frate, zic sincer. Nu era omul de băgat. Nu era de băgat la... Mă sună cineva. Alo. Da, stai că-s pe live, frate. Nu mai ești pe live. Da, frate, sunt pe live, da. Vorbeai, îl cunoști pe Mircea Ursu care a mâncat la restaurant și l-a plătit, frate? Interlopul României, domnule. Nu-l știi? Intră acolo. Hai că sunt pe live, frate, vorbim după aia. Nu a plătit-o chelnerul. Să știi că a plătit-o chelnerul. Știi de ce? A zis, lasă-l, mă, că și eu morți, a zis chelnerul, eu plătesc eu la asta. Dacă interlopul României, eu plătesc eu, știi? Bodyguardul lui Dumnezeu. Bă, ești nebun? Da, mă, frate, așa-l cheamă. Bravo, Dobrican, ai dreptate. Bodyguardul lui Dumnezeu. Și el ce a zis? Nu plătesc, frate, eu șmecherie. L-a băgat aia la pușcărie. Bă, uite, faptă pe ăla la pușcărie. Și ai să zici, băi, Antoane, dar să moară familia mea, tu de ce nu ești interlop? A, nu ești, mă, tu interlop. Păi eu nu vreau, mă, să fiu interlop. Dar nu mă interesează pe mine postura asta de interlop. Așa. În genul ăsta. Nu-s curios. Eu, dacă trebuie să iau flori, mă duc și cumpăr o floare, nu o cumpăr 7.000 și fur cu buchetul, să alerg cu mare intervenții, mașini după mine, ceartă, cir și panaramă, să mă duc să-i duc flori. A, mă, ce dracu, mă, băi, băi, pe bune, mă. Suntem măscărici, nu dracu, noi, mă. Bă, noi suntem măscărici, nu dracu. Hai că-mi pun și ochelari. Suntem măscărici, nu dracu, noi. Dacă am ajuns să facem fapte din astea, să mai cadem la pușcărie, ăla i-a furat mașina de poliție. N-ai văzut? A furat mașina de poliție și s-a dus și a dat amenzi. Ăla șmecher, să moară familia mea, al nebun și ăla. Băi, numai la noi, în România, mă. Băi, numai la noi se întâmplă astea. A furat mașina de la Gabor și a dat amenzi. I-a jucat banii la păcăneri. Ăla, bravo lui, să mă... Băi, din fericita băiatul. Bravo, mă. Dă-i, mă, pula, dacă dor pe ei. Dă-i, mă, numai la noi se întâmplă așa ceva. Băi, numai la noi se întâmplă așa ceva. Da, mă, lasă-i pace. Trebuia să iei și hainele. Bă, prost ai fost că nu iei la așa. Eu luam pistolul, mă jucam cu el așa pe deget. Ce dracu, mă, băi, numai la noi mă se întâmplă așa. Auzi, interlopul României, domnule. Te uiți acolo, dă mă să văd. A fost arestat, așa, și vreau să văd și eu fapte la omul ăsta, trăiască familia ta, vreau să văd și eu fapte lui. Faptele lui așa costă. Ascultă-mă ce spun. Prima faptă. A furat un buchet de 1000 de euro, băi, 500 de trandafiri, ceva de genul, nici nu știu cât am. Un buchet era la mare, 1000 de euro costa. I-a zis la ăla, pune-l, te rog, frumos în mașină, el a pus în mașină, el s-a urcat și a dat bici, frate. A dat bici, a plecat cu portbagajul deschis. Antoane, zici, n-a plătit, n-a plătit verii, a fugit și l-a dus lui nevasta repede, când avea mărunt la el. N-avea și el schimbat, avea euro, n-avea lei, ăla vrea lei. Înțelegi? A doua faptă. S-a dus, a mâncat la un restaurant și a băut o șampanie Ferrari. Dă-o, mă, dracu, cât costă, mă, o șampanie Ferrari? Băi, vrei să fac eu live să-ți arăt câteva șampanie Ferrari că le-am pe aici, pe bune? Cât costă, mă, șampanie Ferrari? Ia uitați ce beau eu, șampanie Ferrari. Mă uitam la el acum. Au mâncat, au băut, ce i-a zis la iubita lui? Viața ai mâncat, ei, fă-te când vorbești la telefon, fă-te când mă sun pe mine. Aia și cu telefonul afară, s-a făcut când are semnal. S-a dus să moară familia. Din greșea mașina se urca la altul. Din disperare, știi, se urca la altul. Era tare, mai făcea și intervenții. Dă-i repede, dă-i, se urca la altul. Mașina zice, ce ai fost? Stai, fă, dracu, plătesc eu not. El ce crezi că a făcut? A luat și el telefonul și s-a luat după ea. Fapte, mă. A treia faptă care a pus capac,
Știi care era? Mai făcea și cu cuțitul pe live, uite așa. Băi, tu n-auzi câți mai șmecher lăutare ca unii? Păi acum să mor eu n-am nimic, mi-mi place de Dani Mocanu, dar l-au înjosit pe Dani Mocanu. Dani Mocanu i-a făcut melodiile ăla. Și a zis, cel mai mare mafiot, cel mai mare, un adevărat mafiot, să știi, Narcis. Băi, are melodii făcute. Mai făcea și cu sabia, cu cuțitul din alea, așa. La cine mă făcea așa? La chelner, la ăla, la ospătar, la cine? Ce dracu mă, astea sunt fapte de... Asta e faptă de interlopeală, e faptă de demnitate asta, să mănânci, să fugi? Faci un copil de 15 ani, 16 ani, la, din alea copilărești. Ei, le faci un copil, pe acolo, pe acolo, e copil. Bă, dar tu? Cum faci tu din alea? Păi tu și te, vrei mafiot? Hai să te mai văd iar pe TikTok, pe YouTube, pe din astea, că mai ameniți lumea, că tu faci, că bă, dai dracu, liniște, mă, ești un... Oare familia mea dacă nu-ți trimit pacheții? Îți trimit pe zi, mă, ce vrei să mănânci când îți trimit? Ce dracu e aia, mă, pula, te-ai pus să fugi cu... După ce ai mâncat ciorbă de burtă, ai fugit. Și uite cum a căzut la pușcării. Marea mafie, frate, marea grupare organizată, îți dai seama, valoare 50 de milioane. Care, frate, buchetul de flori, nu? Buchetul e 50 de milioane, da. 13 milioane tot. 500 de trandafiri. Da, domnicare, da, ăla. Ei, ăla, cel mai mare mafiot. Tu dai seama, mă, ce a făcut la zi. Bodyguardul lui Dumnezeu. Băi, eu nu neg că omul n-a fost sportiv, dar eu nu neg că drogurile nu l-a prăjit pe ăla și urât. Băi, eu nu neg asta. Ăla le-a băgat, amestecat acum, când s-a scăpat ce azi, dă să le bag. Băi, n-am nimic cu omul ca om, că nu-l cunosc într-adevăr. Ce am văzut și eu aici? Zice, nou, nou, nou a primit Alesia. Păi da, nu 500. Păi ce înseamnă 500, mă, frate? Alesia, ești pe aici? Ia uite, nou, nou, nou. Cred că a furat Iancu două buchete. A furat, Iancule, oare le-ai furat și tu, Iancule? Hai să zici, bă, Antoane, nu le-am furat, că eu nu fac din alea. Păi nu faci, frate, din alea, n-ai cum să faci din alea. Dracu, mă, te duci să iei buchetul și fugi cu el de aspinare. Ca interloc. A, sau ce, să o interpretăm? Să o interpretăm. Că ce? Că tu ai fost ca taxă de protecție acolo. Este la florării. La taxă de protecție ai luat de la florării și de la restaurant. De ce? Da, plătim vire că se mără familia mea zgrim. Băi, eu cunosc pe bune oameni grei care când a fost la o consumație, când a fost la o consumație la un club, și clubul respectiv plătea taxă la oamenii respectivi ca să fie gentil cu oamenii, a plătit consumația și a mai lăsat și șpadă. Ca să înțelegi. Faci bă din alea, tu faci valuri. Mănânci o farfurie de ciorbă de burtă și bei Ferrari și se umflă în tine și o iei pe aia și începi să fugi aia zbeară că nu mai poate cu tocurile și tu începi să o iei pe sus. Că ești bodyguardul lui Dumnezeu și unde crezi că ajungi? Direct pe la pușcării. N-am nimic cu nimeni, frate, deci n-am nimic. Eu nu vorbesc de om că omul, vorbesc de faptele lui, la care el ai văzut mare interlop. Băi, tu n-auzi că ăla n-are o faptă ca a mea? Nu există să ai o faptă ca a mea. N-ai, mă, e greu. Ce dracu, ce să care, unde, ce faptă? Antrenor de nu știu ce făcea cu cheia aia să moară familia mea, de lua ăla la o serie de croșeii pe acolo, nu mai știa pe unde să fugă. A zis că el i-a dat o palmă lor. Eu fiind dat, dar era cu o cheie în mână. Băi, tu ca luptător nu trebuia să ai cheie în mână și, sau ce aveai tu în mână. Bâtă de baseball. Tu trebuia să-l împachetezi. Păi ăla frumos, frate, dintr-o secundă și o secundă, ăla trebuia să ai o roată de la mașină direct pe gât aici. Ce să-i faci? Păi dacă tu făceai cu om așa, făceai valuri, da? Păi cu unul mai cum trebuie. Asta e, frate, cu mafioții și cu interlopi ăștia care i-avem noi și cu... Dă-i, mă, bă, mulți, mă, frate, dacă eu spun că mulți sunt aneuri. Ce dracu? Pagubă de 70 de milioane. Dobricanu ai lipsit? S-au întâmplat multe treburi grele. Da, păi Dobricanu, el umblă din nebun, el a căutat suta aia, Iancule, de la tine. A, ai găsit-o, n-ai găsit-o, băi, Antoane, când am găsit. Păi ți-am zis că nu o găsești, Dobricane, stai la loc. Nimic, eu mai caut că poate o găsesc, că vreau și eu, Antoane, crede-mă că nu am. A, păi vezi de treaba ta, ți-am zis, vezi de treaba ta.
Florin, Florin, drogurile astea nu sunt pentru toată lumea. Să știi, Florine, că așa este. Băi, drogurile nu sunt pentru toată lumea. Băi, n-ai văzut, mă, ci simptome foarte urâte avea. Băi, am înțeles. Băi, Florine, știi cum e chestia asta? Bun, drogurile nu sunt pentru... Băi, deja când mergi cu familia, cu nevasta, băi, ești tu nebun, că ești nebun. Bă, dar și ea e nebună. Înseamnă că și ea nebună. Eu dacă mă duc cu femeia undeva și să am din alea de fraier, zice femeia, băi, stai dracu cu minte, nu mă fă de rușine, stai dracu la masă, aici cât e de plătit? Atâta de plătit. Dacă nu, stăm dracu pe ceapă și pâine acasă, la ce mai merde de restaurant? Zice, mă duc să mă fac la bine. Dar dacă e vreo unul care mă cunoaște pe restaurantul ăla, ce fac? Știi ce face ăla care te cunoaște, bagă mâna, cât a făcut ăla? Păi 17 milioane, ia mă, dă-l pula. Ia și dă-l dracu de fraier. Și îi zice mâine la mișto, când îți între prietenii și zice. Zice, băi, ți-am plătit eu aia, mai din partea acasă. Ah, da, am și uitat ca să plătesc. Nu mai ai fugit, să moară foame. Nu-ți bune, păcat. Eu am înțeles că marfa te distruge ca om, dar și pe nevasta. Sau pe prietenii lui, cu cine? Că nu m-am mâncat singur, era cu cineva acolo. Și pe ea. Dacă și pe ea, să fii sănătos. Bagați-i la pușcărie pe toți, domnule. Păi, toți arestați, domnule, bagă la pușcării. Nu merită să stea afară. N-am nimic cu oamenii. Alea sunt faptele lor, cifre. Alea sunt faptele lor. Aia e pe... Vine ambulanța. Aude. Cred că i s-a făcut rău de la ciormă. Asta este. Da, frate, eu știu că avea 3-4 persoane. Băi, frate, omul o fi fost și el bodyguard. Acum vrei și interlop și bodyguard și ce vrei tu. Da, bă, a fost. Da, într-adevăr. Îl știu de mult după online-ul ăsta. Știu și cu chestia aia, cu omorul ăla care vorbea el și tot așa. Băi, am înțeles tot ce vrei tu. Dar n-ai, bă, voi, dacă te cunoaște și pe tine 2-3 oameni, te cunoaște presa, te știi... ca bodyguard, știi, ca interlop sau ce etichetă ți-ai pus, n-ai voie în primul rând să faci greșelile astea pentru că sunt de fraier astea. Te uiți și zici, pe ce dracu m-am făcut din astea? Doar dacă le-ai băgat cu pumnul, le bagi amestecate, doar așa poți să faci. Asta e ideea. Ți-a făcut și ăla o melodie, faci dracu cu toată lumea de căcat aiurea pentru ce? Că ai fugit cu buchetul de trandafiri. Păi n-auzi, mă, cum i-au pus titlul, mă, frate, mă uitam pe la știri, mă, frate, a fost dat la știri, l-a dat la Andreea Iesca, cred că a sunat Dani Mocanu și i-a făcut din aia, dă-l la știri. L-a dat Andreea Iesca, a zis interlopul cu fapte rușinoase și ceva de gen. Da, ca să vezi. Cine mai face combinații cu ăla sau cine mai stă cu ăla în poze? Mai stă lumea în poze, da? Trebuie să mai aștepte vreo câțiva ani până trece reputația asta, că asta îi rămâne mult timp, știi? Ai, da, singur cu femeia. Singur cu femeia. Bun, fraților, bă, am stat iar 2 ore. Am vrut să fac pe seară, știi? Am zis, lasă, frate, dăm drumul. Duminică, e una alta. Băi, am 2 ore și 20 de minute, n-am fumat o țigară. Nu mai mă, gata, am promis că nu mai fumez pe live. Bă, vă mulțumesc încă o dată, într-adevăr, sunt bucuros că face live, merge live-ul, a făcut live-ul, că adres live-ul. Vă mulțumesc la toți de prezență. Facem mâine seară, cred că un live, mai stau și eu cu familia acum. Într-adevăr, nu știu cât de ceasul, dar eu nici n-am mâncat. Trebuie să mănânc. M-am trezit dimineața, am fost pe afară, iar am venit în fine. Și era mici cu câinile Lasă-l, frate, da? Acum se descurcă. Băi, vă salut pe toți cu respect. Mersi frumos, Iancule, de tot. Și de toate. Dacă ai luat randafiri, dă-i lui, trimite-i lui Mircea Ursu. Hai să-i trimite în trandafiri. Da, treabă cu el ca om. Faptele lui zice tot. Simplu. Cine dracu mai stă cu ăla la masă? În fine. Bun, fraților, vă mulțumesc de prezență.
Uite că a venit Dr. House, hoț cu țipla. Băi, Antoine, eu plec așa de nebun. Bine, ai venit, fratele meu. Hai că știu eu două, trei ponturi din alea. Antoane, dar ai zis că nu le știi. A, că spun că le știu. Le știu. Scoți și tu parfumele acolo. Ai clienți, n-ai clienți, vedem noi. Băi, ai un să le vinzi. Lasă, frate, că ălea se dă. Bine v-am găsit. Bine ai venit cu noi aici, frate. Hoțul cu țipla. Uite-l, a arestat. A arestat. Băi, legați-l, vă rog frumos. Are intenții urâte. Vezi că ai condus întors asta cu hoțul cu țipla. Băi, Antoare, de ce ai pus așa? E, ce vrei, mă? Cei mai tari membri? Ce vrei să pun? Ia. N-ai văzut și prin garden alea, așa. Mai trebuie să mai fac o din aia, dar nu mai pot acum, momentan. În fine, trebuie calculator. Mai greu. N-ai tu idei? N-am eu idei. Știu eu două, trei moluri din alea unde am fost, ai înțeles? Am dat eu mai de mult. Eu intru, li țin pe alea, mă plimb acolo că stă o stângeană pe mine și tu îți faci talent. Tu ai țipla bună, n-ai treabă. Tragi cu ea în continuu, niciun fel de problemă. Antoare, nu ai problemă. Ascultă-mă ce spun. Două, trei zile, una după alta, scoți în continuu. După tare o schimb, ca să nu fie problemă. Jarescu, cum dracu. Nu-i slabă, frate, cu să fii slabă, Iancule, țipla. Nu-i, mă, că e draia bună. E draia bună, frate. Țipla groasă veri. Groasă veri, nu se moară familia, 84 de metri am băgat în ea. Cum ai fă? 84 de metri am băgat în ea. E groasă veri, țipla. Dai în continuu că te 10 parfumuri odată. Nu-i mare, mă înțelegi? Dai cum trebuie. E aristratul cum trebuie. O închizi frumos, rapid, ia uite, mamă, ia uite cum faci. Doamne ajută, domnule. Și după aia te duci, uite, Iancu vrea. E Iancu, mai sunt vreo 2-3 băieți acolo. Parfumuri, ceasuri. Bravo, frate. Bravo, frate, când ne-o lua ăștia, mai zis eu mai demult. Doctore, când ne-o lua ăștia, zice, ia uite. Mai era auzi că e conținut? E content? Avem, frate, clientela, avem tot ce trebuie. Important să îți umpli sarsanaua. Eu te ajut. La început ai văzut, am făcut din alea, cum împachetezi, cum faci, cum baci. Depinde la ce te duci, tu le știi. Dacă îți trebuie să ai damă de companie cu tine italian, că din aia șmecheră, apelezi la mine. Antoare, vreau o italian, că din aia să aibă o Prada, din aia mare, că vreau să plec la treabă cu ea. Gata, frate. Am nevoie, doctore. Păi da, acest conținut este un pamflet și trebuie tratat serios. Nu ca atare. Ca atare, mă, frate. Da, e specificat în toate părțile. Și pe ăla e specificat, cum se cheamă, pe IBAN-ul. Și pe IBAN. Am IBAN-ul cu pamflet, așa că și acolo e specificat. Doi zice, alo, nu ia nimeni. O, ne ia, frate. N-ai treabă. N-ai treabă, frate. Dă-i înainte, fă-ți talentul, că și eu am luat-o tot de acolo de jos. De unde crezi că am luat-o? Stai că zilele astea cred că o iau iar de la început, că iar n-am bani. Cred că o iau iar de la început. Antoane, că n-ai bani. N-am bani, mă, vrei să te mint dacă eu umblu după toți nebunii? De unde bani? Cred că o iau iar după... O iau iar. Vezi ce faci cu aia, dacă îți rămâne vreo jumătate de zi, dă-mi-o și mie, frate. Dă-mi-o și mie, că plec. Băi, aveam un italian, că am zis eu mai de mult cu Prada, din aia. Mergea cu geantă, din aia, Prada. Aia era beton italian, ca frate. Nici prea bună să întoarcă lumea după ea, dar nici prea nasoală, știi? Cum trebuie. Zice, nu ți-e bun cap. O scrii pe hârtie asta cu IBAN-ul, cu pamfletul. Da, eu la IBAN am pamflet. Mă rog, familie. Vrea cineva IBAN-ul meu? Pamflet. Pamflet Anton Florin. Vlog.
Am stat și m-am gândit dacă cuvântul vlog să-l zic sau să nu-l zic. Bă, asta ăștia, când orice cuvânt, trebuie să am grijă, frate. Ce? Lumea e pe noi, călare, uite așa. Oare, familie, i-am zis ceva. Băi, trebuie să stai cu calculator deschis, telefoane, una alta. Stai să vedem, a zis, bam, să dăm. Băi, greu, lasă-l dracu, că nu era raport din ăla care dai tu cu un acont. Eu nu știu să le fac și nici nu... Eu nu le fac niciodată, poate să confirme. E băiatul ăla de la București, care m-a certat cu el mai de mult, poate să confirme, dar nu că îi confirmă el, sunt acolo pe canal la băiat, nu fac din ăla niciodată, nu dau... Eu o reputație știu să mă fac, așa că nu fac eu din ăla. Adu-i și lui Iancu 99, nu, frate, că Iancu le ia frumos. Ai să zici, ai, poate le ia și Iancu ca Mircea Ursu, le ia și fuge. Nu, că Iancu merge cu din astea, n-are mașini din alea mari să încarce, știi? Iancu nu e cu încărcatul, el are numai din astea sportive, nici n-are unde. Lui Iancu trebuie să-i livreze acasă, zi, buchetul, plătește omul online. Nu o face Iancu din astea, frate, cu ce dracu. Nu fac numai interlopi, noi nu suntem, suntem băieți normali. Doar imaginar, domnule, aici pe YouTube, atât. Merge și cu vlog, e ok. Cum să nu vezi, frate? Stai, frate, liniștit. E important ca inimă. Inimă și ochi. Atât îți trebuie. Tu să nu te sperii că îți vine două, trei lângă tine. Stai, tu fă-ți treaba acolo. Îl iei frumos, să-l sucești, îl învârți, știi, tai cu labă de aia în spate. Te învăț eu, stai cu minte. Băi, Antoane, dacă n-ai încredere în mine, ai să zici, băi, Antoane, mai ai avut dreptate. Păi, ce dracu? Hai și prin gara, Antoane. Hai, vezi de treaba ta, dobricare, că tu nu ești nimic aici. Tu nu ești nimic, să moară familia. Tu aștepți membru de la ăla care am făcut povestea. Tu vrei, băi, Antoane, dar nu poți să-mi dai mie membrul ăla, că ăla și așa îl blochez. Păi nu pot să ți-l dau, că ți-l aș da, că tu mi-ești simpatic. Dar nu pot să ți-l dau, frate, dacă ce vrei. Ai făcut din aia, ai dat bani pe cea, dar nu ți-ai fi luat și tu membru. Hai că cred că trebuie să te blocăm pe tine. Trebuie să te blocăm pe tine, păi, dar nu ți-ai luat membru. Na, uite băieții, vorbesc cu steluții, cu din alea, cu din alea. Tu ce faci? Tu cu betoniera să moară familia mea. Păi măi, Antoare, ce vrei? Am și mâna sistem medical. Bravo, frate! Bravo, frate! Păi când termin de acolo, ai înțeles, două meserii nu strică. Băi, Antoare, bă, ce... Băi, vezi, mă, eu știu, frate, că pe bune, noi suntem puțini, dar foarte mulți băieți sunt foarte ok. Eu mai vorbesc cu unii, cu mulți îmi face plăcere să vorbesc. Cu unii sunt normal. Bă, dar alții sunt foarte ok. Adică te gândești, bă, să mor eu, uite, cum a zis doctor. Bă, pe bune, chiar e... Sunt oameni foarte ok, adică tu nici nu te aștepți că omul respectiv te urmărește, dar îi place să, adică, ține omul cu tine acolo, i-a plăcut o poveste, rămâne, te apreciază, tu respecti și tot așa. Dar să nu se gândească cineva că noi, omii, suntem toți hoți, nenorociți, acum zic așa, hoți și nenorociți și... Mă, tu n-auzi? Ai gonit unul, a venit 700. N-ai, mă, ce să faci, că e greu, am intrat pe toate părțile. Suntem pe piață, hai să zici, Antoane, nu ești că... Băi, suntem pe piață. Te salut, Dobricare. Vezi de treaba ta, Dobricare, că nu-ți dau membru. Nu pot, frate, dacă putea să-l dădeam pe ăla. Nu pot să-ți dau membru. Lasă că vinzi tu betoniera aia. Te salut, Dobricare. Te salut, frate. Să mă blânzesc când încerc să mă blamez și când încerc să salvez viața. Bă, sincer, n-am înțeles că mă gândeam la ce mă gândeam. Să mă blamez și când încerc să salvez viața. Stai liniștit, frate, că nu-i problemă. Bă, nu-i problemă, stai liniștit. Bun, fraților, bă, vă salut cu respect, vă mulțumesc de prezență, mulțumesc de tot. Fii atent, doctore, ce a făcut, mă, doctorul? A regalat-o? Cum adică m-a regalat? A dat cadou, ce înseamnă?
Băi, ești nebun, i-a luat do... Băi, fii atent, doctorul, el a luat lui Dobrican, i-a luat din ăla, mă, frate. Bă, cum a făcut, mă, frate, că nu înțeleg. Să mor eu dacă înțeleg. Doctore, ce-ai făcut, mă? Doctor House i-a luat așa. N-a, mă, frate, că te-a luat omul cu japca. N-a, mă, că te-a luat. Băi, te-a luat. L-a luat cu japca pe Dobrican să moare foame. Îți băi, Antoane, că băi, treci la treabă. Bă, că vreau niște bani de la Anton. Bă, fii atent ce i-a făcut, mă, frate, nu știam asta. I-am luat cadou meu. Păi poți să iei tu cadou membru, mă, frate? Doctore, păi tu poți să iei cadou membru lui Dobrican? Dobricare, dă-i drumul la treabă, deci ai șef, ai să zici, bă, ți l-a luat omul din respect. Acum, fii atent când Dobricare a plecat, că el a zis că iese. Îți mulțumesc eu în contul lui. Îți mulțumește data viitoare. Ar să zic, dar de unde am eu așa ceva? Uite de unde ai. Trebuie să notăm aici. Să zici, uite, de la omul respectiv, ți-a făcut cadou nenorocitule și tu ai plecat de nebun. Ai plecat fără țiplă. Uite-l, mă, pe Dobrican. Uite-l, frate, pe Dobrican. Ce e aia, crucea roșie? Te-a luat rău. Nu se poate așa ceva. Ba, se poate. Pleacă Dobrican cu japca. Antoane, că nu vreau. Dă-i drumul la treabă. Dar vezi, vii să faci treabă, tată. Nu merge, băi, că nu s-a putut. Ei, mi încarci țipla frumos și vezi, genitorii te descurci. Și clienții. Ei, mi-aduci cum trebuie frumos. Parfumuri din alea șmeche, conservi mari. Nu o vin cu din alea mici. Dobricare. Da, mă, uite, are Dobrican membru, mă, frate. Să moare 2-3 jam stea. Da, frate, uite, mulțumește lui Dr. House. Mersi frumos că l-ai băgat pe Dobrican aici la treabă. Nu mă mai înțelegeam cu el, frate. Nu mă mai înțelegeam deloc cu el. El de nebun. Era de nebun. Băi, Antoane, că nu vin azi, la că încep de mâine, nu încep frumos cum trebuie. Mâine e luni, dai drumul că îi adorm pe ei. Bravo, Dobricane! Poți de pe PC să oferi ca... A, nu știam, frate. Dacă dai pe dolărel. A, este mă, frate, cam eu ăsta aici. Dar nu-mi dă. Nu-mi dă mie. Nu știam asta, serios, nu știam asta. Băi, mi-a apărut două, zic, bă, și-a luat și Dobrican și nu înțelegeam, înțelegi? Ce doctor eu mi-am luat mari, zice Dobrican, zice, ce doctor șmecher mi-am luat. Ai văzut? Ai văzut dacă ai vreun scandal, vreo ceva, te coasă bine. Bravo, Dobricare. Hai că te-ai descurcat și de data asta. Ți-a ajutat Dumnezeu. Nu că erai la risc. Erai la risc. Băi, Antoane, dacă n-am făcut faptă, la ce să mă duc la pușcărie? Erai la risc să moară familia. Abonament cadou. Apare așa, super stick, super chat. Da, apare super sticker, super chat. Atât îmi apare. A, și acolo undeva trebuie să... Nu știam, frate. Dobricane poate nu aduci flori pentru... Și știi ce ar fi tare? Băi, Alesia nu era pe aici? Nu, eu n-am văzut. Ar fi tare Iancu să-i cumpere lui... Să-i ia din ăla lui... Băi, nu știam chestia asta cu membrii. Să mor eu dacă știam. Eu nu știam asta. Dar n-am mai văzut omul, frate. O fi ceva, a? Ceva nou. Sau cred că a pus-o nebunul din Dobrican. Ăla le-a făcut pe toate. Ăla le-a băgat. Ce a zis? Lasă, bagă așa, poate. Poate, poate. Hai că a mers bine, mi-a ajutat Dumnezeu. Ăla e în stare, mă. E nebun, mă. E în stare. Dobrican e în stare. Fii atent, mă, mi-a dat mie cadou. Băi, frate, cum să mă pui pe mine membru, mă? Doctore, mersi, m-ai pus, ce m-ai pus acolo? Dar nu înțeleg, mă, frate, stai, mă, nu m-ai pus pe mine, ce zic eu, mă? Băi, eu am înnebunit cu voi aici.
A, i-a luat, eu am văzut că scria la mine acolo. I-a luat lui Cosmin, mă, frate, lui Cosmin J, i-a luat abonament. Cosmin J, nu mai e. A, uite, mă, frate, cum a luat. Da. Nu mi Antoane, lui Marius. Mersi frumos, frate, mersi pentru... Stai, frate, liniștit pe bune. Pentru fratele nostru, pentru Cosmin, nici nu mai e aici. Ar să zică, dar de unde am eu stea când am luat la nebunul ăsta? Băi, trebuia să... Dar oricum văd eu după aia că trebuie zis la băieți, că dacă nu sunt aici, când intră băiatul, îi zici, bă, uite așa, așa, că o să zic că, dar de unde am eu? Doctore, o mulțumim frumos, frate. Mulțumim pe bune, frumos. N-am știut că există asta. Tare asta cu... Poți să dăruiești membru la cineva. Sincer, nu știam. Cred că e vreo opțiune din asta nouă, știi? O țin acasă pe Alesia. Bago aici să-i cumpărăm și ei un abonament. Păi e manevră deja. Păi de ce, Iancule? Când mi-apare aici, eu am crezut că mie mi-a luat, că mi-apărea mie. Zic, cum dracu mie mi-a luat? Vrea să mă bage și pe mine cu țifra. Dar n-ai cum, mă, frate, adică nu că n-ai cum, nu știam, adică apărea acolo. Dar i-a luat lui, uite, doctorul acum i-a luat lui Cosmin J. I-a luat, deși era cam suspect Cosmin, a nostru, așa a revenit el pe traseu, băia cu minte. I-a luat abonament. Și lui Dobrican a putut să ia din asta. Nu știam, mă, frate, că există așa ceva. Mulțumesc și eu de poveste. Bă, fraților, vă mulțumesc încă o dată la toți. Ia, încule, mersi frumos încă o dată. Cine? Dobrican a făcut bani. A făcut bani Dobrican. Bă, așa repede. Am toată, am prins unul repede. Acum să moară familia. N-am avut nici țipla la mine. Era fraierul cu spatele la mars. Am plecat. Bine am zis, Dobricane. Zice, ia uite, nebunii română. Mersi frumos, frate. Nu mie, mi-am luat Antoane. I-a luat la altul. Cum nu ții, mă, frate? Nu mie, mi-a luat Antoane, i-a luat la altul. Băi, frate, ții, ți-a luat... Ai steluță, tu nu vezi că ai stea pe tine. Tu ai văzut al numele la altul din ăla, mă, frate. Cum dacă tu ai, mă, fratele meu? Am greșit eu? Dacă am greșit eu, iartă-mă pe mine, dar eu așa zic. Dobricane, nu, Donac, ai să retragi, zice Iancu. Nu, fă din alea, băi, lasă-mă. Băi, frate, ții, ți-a luat, mă, frate, cum nu ți-a luat ție? Ce zici tu aici? Doctore, zi-mi, te rog frumos, e el sau nu el? Indiferent cine e, plăcerea ta, adică nu contează la cine, cum ai dat, dar eu așa am văzut, frate, că lui. Dar el are steamă, bă, de unde ai, mă, tu steamă, Dobricane, de unde ai stea dacă tu de la el ai? Tu ai de la el, mă, frate, de la doctor Haus. Ți-a făcut băiatul cadou. Cum? Băi, nu am. Dacă ai. Cum nu ai dacă ai? Să dă alenătură. Da, frate, dar lui ei luat, nu? Da, mă, frate, are steluța, dar el nu știe, mă, frate, nu știe. A, se dă aleator în chat, nu pot alege eu persoana. A, am înțeles. A, nu poți alege tu persoana. A, am înțeles. Păi și Dobrican a fost acolo la când s-a împărțit. Când s-a împărțit, Dobrican a fost acolo. Lasă-mă să iau și eu. Și crede-mă că a luat de 2 ore. Asta e nenorocit. Asta a luat de 2 ore. Băi, când... Adriane, tu ai luat de... Ai făcut rândul de 2 ore. Ai făcut rândul de 2 ore. Da, frate, da, el are, da, iurea. El nu știe băiatul, dar are steluța acolo, mă, frate. Ai acolo, Dobricane, vezi de treaba ta că ai acolo. Dă-i drumul la treabă. A, uite, ai făcut și bani mulți. Bine, Dobricane.
Ai venduto un parfum, era della chinese, se muore famiglia era della chinese. Era rău parfumul, vrei să te vedi un Ireland, de la Eurospin, din ăla de 5 euro, 7 euro. L-ai prins și tu din ăla milion și alte savajuri pe acolo, din ălea cum trebuie. Dobrican e membru acum, da, bă, dar nu vrea să o recunoască. Băi, Antoane, că eu și așa nu plec. Băi, dai drumul la treabă. Nu, Antoane, că se moară familia, nu plec. Băi, du-te și fă-ți treaba acolo. Ți-a băgat băiatul geanta frumos cum trebuie, te-a aranjat, ți-a dat tot ce trebuie și un ban din buzunar, dă-i drumul acolo și fă-ți treaba. Nu, Antoine, la cât de mâine. E bun. Să nu zici mâine că poate, că după aia să luăm membru. Și hai să stai iar pe capul meu. Hai, bă, Antoine, dă și mie ceva. Nu-l acceptă pe Dobrican ca membru. Ne dă temelie. Nu-l acceptă pe Dobrican ca membru. Ne dă temelie, ne ia bani. Dobrican îi dă 600 de secunde direct. 600, trebuie să-i dai de 2 ore, îți dai seama, închide-o live-ul și el tot de nebune. Caută țipla, unii țipla, unii țipla. Hai, vezi treaba ta, caută pe acolo, pe dulap. Așa că, băi, pe bune, ești, Dobrican, ești... A, doctore, eu l-am luat singur. Bă, cine e bun ești, mă, frate? Uite-mă la el, ci că el l-a luat singur. Băi, mă face să dau înapoi, mă, frate. Băi, într-adevăr, Dobrican. Da, mă, frate, el și l-a luat. A, gata, m-am înțeles de ce băiatul. Uite, m-am dat înapoi. Da, mă, frate, deci doctor i-a dat lui Marius Manea Meme. I-a dat abonamentul și Dobrican și l-a luat singur, da, frate? Băi, scrie aici, e corect, e corect. Uite-mă că e corect și el. E corect, mă, frate, pe bune. Da, Marius Manea a primit cadou, așa, da, frate, da. Să nu fie cu supărare că nu asta vroiam să fac. Vroiam să fac ceva drăguț și frumos, ok, de băgare. Da, frate, da, nu. Nu, frate, stai liniștit că nu-i treabă de eu. N-am știut că există chestia asta. Stai liniștit, îți mulțumesc frumos, frate, n-am știut că există chestia asta. Cine, bă, nu ne supărăm noi de astea? Dar băiatul a zis, zice, băi, l-am luat singur, nu l-am luat. Și într-adevăr am dat acolo și am văzut acum. Că ai dat tu și imediat a apărut el. Și eu am crezut că, știi, că îmi scria ceva și n-am văzut scrisul Manea de sub, știi? De sub ăla de membru, cum ar veni. A, mers ca la ruletă. Da. Da, frate, da. Ia, mi l-am cumpărat Antoane. Bravo, Dobricane. Bravo. Băi, ai făcut și tu un lucru bun. Ei, descurcă-te. Eu m-am gândit că am văzut ele acolo. Bă, mereu greșesc cu Dobrican. Ar să zic că Dobrican. Antoane, tu mereu o greșești cu mine. Ce vrei, mă, frate? Lasă-mă și pe mine în pace. Dacă n-am fost atent pe situații. Dar oricum, uite, se poate chestia asta. Doctore, mulțumim frumos, frate, pe bune. Mulțumim din suflet. Pa, bun, ai făcut din alea frumoase gesturi, frumoase, cum trebuie făcute. Bun, băi, vă salut pe toți. Dobricane, Iancule, băi, vă salut cu respect, vă doresc o duminică liniștită alături de familie, de cei dragi, fără stres și fără agitație și ne auzim și ne vedem mâine la un live, dacă Dumnezeu ne ține aici pe platformă sau demonii încearcă să ne scoată. O duminică frumoasă, frate, și ție, doctorii, la toți, frate, la toată lumea, cu liniște sufletească și toate cele bune, sănătate și ne vedem mâine. Băi, vă mulțumesc de tot. Ianculete, salut, frate. Scuze de atunci, Dobricane, scuze de atunci. Băi, Dobrican s-a descurcat săracul. Hai să zici, bă, nu. A făcut și el săracul, ai văzut. A zis, a făcut 12 ore să moară familia mea dacă nu l-am ajutat pe săracul ăsta de Anton. N-are venit nici el. Băia bun, Dobrican, hai să zici, bă, nu-i, hai să dă repede, că după aia dă retragere pe aia 2 euro. Dă retragere pe 2 euro, dă să închide live-ul. Ai dat, Dobrican, anunță-mă aici. Am dat, uite, am dat acum. Bun, băi, vă salut cu respect și numai bine, ne auzim mâine. Ne auzim și ne vedem mâine. Facem un live, vedem noi.
Bun, stai că nu mai știu să ies de aici. Bun, gata, am ieșit, băi, vă salut cu respect și numai bine încă o dată.